Dacă ne uităm la trend, în 2040 România va avea mai puțin de 17 milioane de persoane. Și asta este doar o parte a, a realității. Realitatea și mai dură este, din punct de vedere demografic, cum e structurată societatea. O societate îmbătrânită. Deci poți să ai un stat bogat, frumos, mare, dacă nu ai populație și dacă sistemele sociale se prăbușesc peste tine. Din acest punct de vedere, și. Din păcate, comunitatea maghiară a pierdut peste 600.000 de, de persoane în 30 de ani. Salutare, bine ați revenit la Mintea lui Tetelu, bine ați re revenit ca să zicem așa, este al doilea episod din noua serie la Mintea lui Tetelu. Nu ne întindem cu vorba, pentru că aici avem subiecte, le consider importante. Am început bine cu dosarul Vlad Pascu, am promis că vom reveni cu o temă grea, martie 1990 și suntem astăzi împreună cu un invitat chiar special, Kelemen Hunor. Ionă pot Chivanoc, bună ziua. Pot, bună ziua! bună ziua! Bună uh, ziua! Ca să începem ușor, mai relaxat, v-am -am salutat în maghiară, Doar să mi-ați răspuns și în română și vreau să întreb dacă credeți că ar trebui să existe niște reguli de curtoazie simple între români și maghiari, chiar dacă nu cunoaștem limba celuilalt foarte bine. Nu mă refer neapărat la maghiari din Ungaria, ci chiar și la unii maghiari din România care nu știu foarte bine a limba și o să discutăm acest aspect, <coughs> care nu este o... Problema atât de mare dacă o înțelegem. Dar între om și om, credeți că am putea stabili niște reguli care să ușureze comunicarea? Nu neapărat în scris, dar în ardeal există acest obicei care în timp de secole s-a stabilit. Acolo oamenii cunosc limba celuilalt și... Vezi de foarte multe ori, în multe orașe, în multe localități, în multe comunități, cum se adresează. Știi că atunci ai de-a face cu un ardelean care știe sau înțelege și știe ceva maghiară, sau eventual în zona Timișoare, în zona județului, satul mare, ceva în limba germană. Deci acolo există acest obicei. E greu de stabilit în scris. Suntem breila. <coughs> da, deci, de să faceți și... excepția, dar Brăila, până la urmă, era și este o zonă. Nu știu astăzi cum e, dar are o tradiție multiculturală: Turcia, Brăila, Galați, Constanța, exact. care acum 100 și ceva de ani era arăta cu totul diferit față de ziua de azi, dacă ne uităm la recensământul sau la evidența din anii respectivi, la. 1900, arăta altfel, nu cum e astăzi. Dar asta este istoria. Și tot istoria <coughs> să o facem astăzi, pentru că episodul este dedicat unui subiect punctual, din punctul meu de vedere. Nu v-am chemat ca să discutăm generalități, ci pur și simplu sunt foarte interesat de un subiect. Martie, negru, martie 1990. <coughs> v-am anunțat că acesta este subiectul. Precizez că eu am început a, o serie legată de martie 1990 și pe canalul Viva Historia, unde și acolo am o emisiune. E un canal dedicat mai degrabă istoriei acolo. Și am ajuns la subiectul martie 1990 împreună cu Andrei Ursu, care este fiul inginerului Gheorghe Ursu, care cunoaște situația. Noi am făcut o serie legată de reconfigurarea securității, de repreluarea puterii de către securitatea română, care întâmplător, are moment de naștere imediat evenimentelor din martie 1990. De aceea aș vrea să vorbim despre aceasta, cel puțin pentru început, ura interetnică și aș dori să vă întreb care a fost poziția dumneavoastră în acel moment, cum ați văzut ca maghiar ceea ce s-a întâmplat și m-ar interesa foarte mult punctul dumneavoastră de vedere personal, ca etnic maghiar legat de ce s-a întâmplat acolo, mai ales că dumneavoastră a fost mult mai aproape de eveniment, vorbesc ca zonă, ca cetățeni, uh, ca poate și oameni care au intrat în contact cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Noi în cealaltă parte a țării, foarte pe scurt vă descriu, n-am înțeles nimic sau am înțeles marea manipulare care a avut loc atunci și am trăit cu totul diferit aceste evenimente și uh, cred că există posibilitatea unui narativ bazat pe ura interenică. Și vreau să vă întreb dacă acolo s-a întâmplat ceva care a fost construit de dinainte. E foarte dificil și după 34 de ani să ai o perspectivă, să vezi tot ansamblul de atunci. Dar trebuie să ne întoarcem în timp un pic, cel puțin până în anii 70-80, Până în era Ceaușescu, până în dictatura comunistă, și atunci începe un proces care se amplifică până în 89, național-comunismul, inclusiv prin manipularea generațiilor de atunci, printr-o istorie relativ falsă, Ion Lăcranjan și cartea lui Ion Lăcranjan. Când maghiarii devin brusc dușmanii românilor. Și începe această narrativă încă din epoca lui Ceaușescu, care pregătește cumva terenul pentru tot ce trăim noi astăzi. Nu putem să înțelegem tot fenomenul fără, fără să ne întoarcem un pic în anii 70-80. Începe și distrugerea comunității maghiare. În anii 80, deja se închid școlile, deja se interzice folosirea denumirilor geografice în maghiară, în ziarele, în limba maghiară, și încet, încet, limba maghiară este împinsă în bucătărie, în cadrul familiei. Și începe și o, în anii 70 o industrializare forțată în perioada când se schimbă și raportul etnic în aproape toate orașele mari din Transilvania. Eu când ajung la Târgu Mureș în 82, cam 65-70% erau maghiar, în 89 ajunge aproape la jumătate. Deci niciun deceniu nu trece și prin industrializarea forțată, prin aducerea masivă a oamenilor din Moldova, în primul rând, se schimbă. La Cluj, la fel. La Cluj, în 87, când eram student în anul întâi, toamnă, mergem la melodii să bem o bere și alături de noi stă o familie, uh, un grup de bărbați, care erau deja trecuți de a treia, a patra, a cincea halbă. Unii pleacă de acolo, unul rămâne și ne invită și pe noi, studenți, la o bere și ne povestește că a primit primul. că noi l-am întrebat ce sărbătorim. Și zice că am primit primul salariu de când a venit la Cluj, am prins piciorul lui Dumnezeu, zicea că este dintr-un sat din Botoșan, a primit un apartament în mnășturi de patru camere, a primit job la o fabrică nevastă la Consiliul Local sau la primărie sau sfat popular sau cum se numea atunci și bani de acomodare 70.000 de lei. 60 era o dacie. Deci cam asta era politica lui Ceaușescu plus, distrugerea satelor. Asta era valabil pentru toată țara, nu numai pentru Ardeal. Deci asta este moștenirea cu care intrăm noi în democrație în 89. Eu eram jurnalist în 89 decembrie. Am înființat primul ziar în limba maghiară și acolo lucram începând de decembrie 24-25, imediat după Crăciun am înființat. Era, eram primul ziar înființat fără să avem noi ceva în spatele nostru. Și am ajuns la Târgu Mureș odată pe 15 martie, când a fost primul scandal cu uh, inscripția la farmacie de Oisertan, după care ne-am întors în zilele în care a fost deja acea uh, ciocnire, conflict între români și maghiari. Era o manipulare, era foarte, foarte clar că era o manipulare. În uh, decembrie, în ianuarie, parcă a dispărut uh, toată moștenirea lui Ceaușescu, românii și maghiari erau împreună, Maghiarii aveau noi, din Transilvania, niște doleanțe absolut normale, școli în limba maghiară, învățământ în limba maghiară, folosirea limbii maghiare, și au început o manipulare că, uite, maghiarii vor să-și rupe țara, vor să ia ardealul. De aici începe o manipulare, dar care are un fond pregătit încă din perioada de -a comunistă. Securitatea era poliție politică și, bineînțeles, ca poliție politică, în 89 pierde puterea. Pentru ei este o provocare cum să revină. Trebuie să găsești un pretext prin care spui că este nevoie de mine. Că altfel țara se duce de râpă. Se rupe țara. Și ei sunt convins de acest lucru, au pregătit această manipulare în aproape trei luni de zile. O să am următoarea rugăminte, pentru că eu am analizat cumva acest subiect. Aș vrea, Împreună cu dumneavoastră, să mergem un pic mai în detaliu. Asta este ceea ce vă rog. Când spuneți au fost manipulați cetățenii, aș vrea să identificăm cum a avut loc această manipulare. Mă interesează cât de mult puteți să mergeți în trecut, inclusiv în zona de oameni pe care i-ați întâlnit. Și aș vrea să descifrăm mani mecanismul manipulării. Ce înseamnă că au existat o manipulare? Aș vrea să știu așa unde se petrecea această manipulare, care erau sursele, cine erau geniile din spatele acestei manipulări. Cine credeți că avea, bănuiesc, la București, nu? Centrul de comandă. Deci mă interesează un pic mai în detaliu. Cum a avut loc manipularea? Haideți să ne întoarcem, cum ați zis noastră, suntem în decembrie 89, are loc o pactizare, o bucurie generală, românii și maghiarii își dau mâna, este peste tot, în Transilvania se întâmplă acest fenomen, poate mici excepții legate de, nu știu, răbufniri de moment, dar în general este o pace etnică. Se instalează o pace într-un fel. Cum dispare ușor această pace și cum ajunge acest mesaj, ați spus, e vorba de manipulare, cum a ajuns acest mesaj la români, respectiv la maghiari? Unde se difuza aceste mesaje? În ce tip de presă? Era presa de atunci. Deci, aici era foarte simplă treaba. Atunci, presa are credibilitatea uriașă în acea perioadă, că este o presă liberă, brusc devine o presă credibilă. Înainte nu era credibilă. Toată lumea citea presa, televizorul mergea în fiecare casă. Deci, atunci, dacă vrem să ne înțelegem din 2024 ce însemna presa. E greu de înțeles, fiindcă astăzi nu mai avem aceeași presă, nu avem aceeași credibilitate în presă și acolo dacă cineva citea ceva în presă, spune că așa e. Asta e realitatea. Interesant. Astea sunt faptele. Dacă în presă scria că ungurii vor să-și fure ardealul, atunci omul credea acest lucru. Mergeau oamenii și chiar oameni de la biserică și spuneau, haideți, adunați-vă, autobuzele sunt pregătite, mergem la Târgu Mureș, trebuie să luăm, trebuie să apărăm țara. Primeau bani. Deci astea sunt lucruri dovedite. Deci astea sunt detaliile care au fost dovedite pe parcursul anilor și, bineînțeles, cineva avea interesul, cine să aibă interesul, cei care au pierdut puterea, cei care au preluat puterea, dar aveau nevoie și de instrumentele de acest gen servicii secrete, că aici vorbim de servicii secrete și sigur în 2024 suntem într-o altă realitate decât eram în 90 sau în anii 90, dar atunci fosta securitate și-a pierdut puterea. Unii s-au retras la armată, alții în poliție, în structurile poliției române și alții au rămas pe nicăieri. A fost desfințată securitatea. Statul avea nevoie de o structură și atunci cei care conduceau aveau nevoie și de un pretext de a arăta de ce este utilă un serviciu secret intern. Și eu cred că acolo trebuie căutat cine era la comandă. Iliescu era la comandă, cine era la comandă stânculesculă armată și cine mai erau acolo. Acum e greu de enumerat pe toți cei care conduceau și care confiscau, de fapt, Revoluția. Fiindcă da. au confiscat, asta este foarte clar. Nu capă nicio îndoială. Și au manipulat. Prima dată au început la satumare. Mare. Asta nu mai începe. vorbim de satumare Mare, fiindcă acolo Așa. nu au reușit nu au reușit, fiindcă era o altă realitate. A fost lângă... un precedent, da? Înainte da. De, așa știam și înainte Corea de... de, de, în de tot de 15 martie. S-au folosit de 15 martie. Să spunem, 15 martie este ziua Ungariei. Nu ziua Ungariei, ziua, ziua tuturor maghiarilor. Că este ziua Revoluției, este ziua în care uh, începe Revoluția Pașoptistă din 1848 și este considerată ziua tuturor maghiarilor, uh, așa este și astăzi, așa a fost și atunci și era primul an când maghiarii încearcă să sărbătorească această zi liber, depunând coroane la statua lui fi că asta mai era pe aici, pe acolo și câteva monumente care au mai rămas, ținând discursuri despre libertate, fraternitate și egalitate, că astea erau sloganurile Revoluției din 1848. Nu era nimic ieșit din comun, dar vii după o perioadă de la Târgu Mureș era la fel o demonstrație mare în care locuitorii de acolo și cei care au venit la Târgu Mureș au cerut școli în limba maghiară, fiindcă în 89 nu mai exista niciun liceu cu predare în limba maghiară. Au fost câteva clase, dar Ceaușescu a desfințat încet încet pas cu pas, cum spunea un contemporan liceele, clasele, învățământul în limba maghiară. De ce credeți că avea această intenție de a modifica structura demografică pentru a controla? De ce avea nevoie Ceaușescu de această, să zic, nouă ordine etnică în România? Ce îl speria la comunitatea maghiară? Ce făcea comunitatea maghiară Încurca cu ceva, adică haideți să ne gândim. Eu nu cred că încurca cu nimic că dorința lui Ceaușescu era un stat uh, omogen din punct de vedere etnic. A vândut pe etnicii germani, fiindcă a găsit cumpărători, a vândut pe evrei, fiindcă a găsit cumpărători, pentru maghiar nu avea cumpărător. Că cum de la... din, din Ungaria n-au avut bani și nici nu era interesați, că era, era toți în. Uh, uh, erau er cam mulți. Da, da în, în, în internaționala asta socialistă mm. și n-au avut bani. Și atunci a început o asimilare forțată a comunității maghiare la începutul anilor 70, care s-a accelerat la sfârșitul anilor 70 și la începutul anilor 80, s-a accelerat, s-a accelerat, s-a accelerat. Ceaușescu dorea un stat național omogen, fără uh, alte. Chestii, el avea narrativa foarte bine stabilită că maghiarii sunt revizioniști. Deci, eu când eram în armată, la Vânătorii de Munte, la Baia Borșa, acolo unde noi primeam lecțiile de politică, fiindcă eram la teriști, asta ce înseamnă armată Terme cu termen redus. redus, că am intrat la facultate, atunci noi eram instruiți să fim atenți ce se întâmplă nu în America, nu în Vest, ci la Moscova și la Budapesta. Așa erau lecțiile în 86. Deci pentru Ceaușescu, în acea perioadă, inamicii sau inamicii cei mai periculoși și mai apropiați erau uh, Interior. în interiorul blocului comunist, nu în afara blocului comunist. Așa sunt povestiți acum un pic intim, mă interesează. Am zis că această emisiune nu este ca cea de la televiziune, încerc să intru în intimitate pentru cei care se uită la noi să înțelegem mai bine fenomenul. Intim, ce ați resimțit în acele momente ca maghiar când a început această opresiune din partea regimului comunist? Cum se manifesta într-o familie maghiară? Vă spun, am citit această carte Condamnați la reconciliere, interviuri cu Marco Bello, care după mine este o carte extraordinar de bună, mi-a revelat multe chestiuni. Sunt și multe lucruri personale care sunt foarte interesante. Dacă vrem să înțelegem ce s-a întâmplat între români și maghiari, cred că cel mai bine este să înțelegem ce s-a întâmplat în sufletul fiecăruia. Iar acum este rândul dumneavoastră, ca maghiar, aș vrea să-mi spuneți ce ați simțit, ce se întâmpla în familie. S-a redus numărul de ore de, nu știu, emisiune în limba maghiară. Școala s-a, iată, s-au desfințat clasele. Ce simți? Mă interesează sincer ce Frustrare. se întâmplă. Frustrare. Frustrare și frică. Deci, pur și simplu, asta era sentimentul. Eu eram adolescent, eram copil în anii 80. În 86 am intrat la facultate la un examen foarte dur, dar atunci asta era sentimentul că trebuie să ai grijă ce vorbești. Dar asta era valabil pentru toată lumea. Dar nici nu se punea problema să te gândești la lucruri absolut normale, firești, și maghiarii erau în plus față de ceilalți considerați pericol la adresa securității naționale. Deci, asta am simțit noi. Oriunde mergeai, în orice familie, deja erau mici. Povești cu întâmplări, cu securitate, cu poliția politică și asta simțeam. Era o frustrare și o frică. Eu, când am ajuns student, au venit de la securitate și au încercat, și nu numai pe mine, și pe ceilalți, să ne șantajeze și să ne oblige să semnăm declarații din astea de colaborare. Ceea ce nu s-a reușit. Dar erau astfel de încercări permanent la studenți și cam asta era sentimentul. Că nu se va schimba nimic. Deci, omul era, cel puțin cu experiența mea de om de 19-20 de ani, experiență foarte puțină de viață. Deci, eu nu știam ce se va întâmpla în 89, că urmează să se. Schimbe regimul. Aveam impresia că nimic nu se va schimba. Deci, eu o să trăiesc în această dictatură, și uh, ori plec din țară, fug din țară dacă reușesc, ori uh, voi trăi acolo. Uh... Aici mă interesează care era perspectiva dumneavoastră asupra <coughs> viitorului acestui <coughs> care rămâneți aici. Cum ați fi supraviețuit într-o țară care, după cum ați spus, nu vă crea așa o fericire de a exista acolo? Domnul Marco Belo. Povestea că uh, șansa, soluția pentru supraviețuire a fost să-și dezvolte capabilitățile în interiorul comunității, adică cumva se restrângea dialogul cu ceilalți din țară și, practic, se ajungea la o, o și mai mare înclavizare în interior. Adică, comunicam doar eu cu tine, că eram doar maghiari, aveam o viață culturală, era singura soluție pentru a nu participa la regimul comunist. Uh, uh, știu că. Uh, toți președinții de mereu au fost poezi, ceea ce mi se pare un. Bun, Marcu era uh, redactor într-o re, redacție uh, literară, revista uh, Igosu, acum revista Lato. Și sigur trăia în acea realitate. Fiecare avea o comunitate mai mică, un grup mai mic în care trăia cât de cât uh, normal. Dar. Uh, erau foarte puțini oameni și noi aveam cercurile noastre de prieteni la Cluj, studenți, studenți de la, mul, de la mai multe facultăți, dar cum făceam eu strategia mea de atunci, în 85, de fapt, când a trebuit să decid unde încerc să dau examen la facultate. <coughs> Inițial m-am gândit la. Litere, dar acolo erau șapte locuri la Cluj. Era aproape imposibil să intru, era un risc foarte mare să ratez intrarea, și atunci trebuia să fac o armată lungă, lungă. ceea ce nu doream. Deci, prioritatea numărul unu era să intru la facultate ca să nu fac armată lungă. După care am spus ce meserie vreau să aleg care îmi place nu mă compromite, nu trebuie să fac compromis cu sistemul și repartizarea este în Transilvania. De acolo încă, astăzi iarăși, e greu de înțeles pentru cei care s-au născut după 89, că atunci a existat repartizare de stat. Tu trebuie să mergi să lucrezi acolo unde ai primit repartizare. Și Clujul, medicina veterinară, era facultatea de unde repartizările erau în Transilvania. Deci nu era niciun pericol să fiu aruncat peste Carpați, la Brăila, la noastră, medic veterinar. Era o meserie care mi-a plăcut mult. Aveam în familie foarte mulți prieteni medici veterinari. Tata este inginer agronom, deci în cercul de familie erau oameni din această zonă. Trebuia să lucrez cu, în primul rând cu animale, nu cu oameni. Deci, compromisul, avantaj. Da, un avantaj nu uriaș. Comunism. Și uh, o meserie care îmi place mie. Așa am ales eu medicina veterinară. Era o competiție uriașă în 86, am fost 10 pe un loc la Cluj, și uh, am reușit să intru am învățat foarte foarte mult ca să nu ratez intrarea la facultate. Deci, strategia mea asta era să ajung la Cluj la medicina veterinară, o meserie care îmi place, din care poți să trăiești. Și nu trebuie să faci compromis cu sistemul sau compromisul este foarte, foarte la un, la un nivel foarte mic. Ne apropiem de martie, să zic așa. Era deja sentimentul libertății. Care a fost perspectiva maghiarilor din România legată de Ungaria? Și Ungaria era liberă, noile democrații începeau să se dezvolte ca maghiar. Ce ați simțit? În apropierea evenimentului respectiv. ai Pun această întrebare ca să vedem și din altă perspectivă. A existat vreo influență, să zicem, din partea Ungariei, nu știu, pentru crearea acestui tip de manifestații care se ducă la. Nu, scandal? eu nu am simțit uh, nicio astfel de manipulare, absolut deloc. Deci nu am simțit uh, nicio încercare de a manipula mai mult. Au venit ajutoare, multe ajutoare din Ungaria. Dinspre Ungaria, și nu numai că veneau din toate țările mai apropiate sau mai îndepărtate, din Olanda, din Germania, Austria. Până în iunie 90, România da. beneficia de aceste ajutoare la modul cel mai fericit. Ulterior, evenimentele din iunie au tăiat această conexiune da, imensă da, pe da, care România da. o avea cu străinătatea. Deci nu am simțit eu nicio astfel de manipulare și nici nu a existat, sunt convins. Erau mulți maghiari care au plecat, au obținut pașaport și au încercat să plece, cei care oricum erau pregătiți să plece. În 89, în octombrie, noiembrie, m-am dus la Cluj la un scriitor care era pregătit să plece, deja totul era în cutii, avea niște cărți pe care n-a reușit să Pregătească pentru a fi transportate în Ungaria. Era Congresul, nu știu, al câte al partidului, stătea într-un apartament gol cu cutiile care erau pregătite să fie duse la uh, 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 gară, să fie puse pe uh, uh, tren și el era deja într-un fel între ghilimele fericit că pleacă. Zice că pentru mine este ultimul Congres al. Partidului Comunist Român pe care e, văd din România. Dar nici el nu știa ce se întâmplă. Deci erau foarte mulți maghiari care erau pregătiți să plece. Probabil că au plecat. Dar cel mai trist a fost după momentul 90 martie când în rândul comunității maghiare a apărut iarăși o frică că se poate ajunge la un conflict interetnic au murit acolo maghiar, român absolut degeaba în acel conflict și foarte, foarte mulți atunci au luat hotărârea să plece din țară. A fost uh, un moment în, după care au, au plecat foarte mulți. Cei care nu aveau de gând să plece au zis, domnule, uh, am intrat în normalitate, putem trăi uh, pe pământul nostru natal, vom reuși să câștigăm acele drepturi de care avem nevoie pentru a-și păstra identitatea culturală, lingvistică, etnică, dar în momentul martie 90 a fost un șoc pentru comunitate. Și au zis oamenii că, domnule, aici nu se va schimba niciodată nimic. Asta aș vrea să vă întreb din nou mai în detaliu. O să vă zic perspectiva celorlalți, din partea cealaltă. Manipulați de televiziune. Senzația în părțile acestea a fost că maghiarii, în urma unei demonstrații, au ieșit să le facă rău românilor. Și a fost și acel caz al acelui țăran cofariu, bestializat pe stradă, sunt imaginile care na, chiar sunt dovadă, și în partea aceasta senzația a fost că maghiarii au năvălit peste români. Acum vreau să-mi explicați cum a fost din punctul noastră de vedere și chiar istoric mă interesează sosirea țăranilor români dar aș vrea să povestiți un pic aceste momente din interiorul comunității, pentru că noi ne lipsește această versiune, noi avem eu am acele imagini, îmi sunt foarte clar în cap eram relativ copil puștan pe vremea aceea dar le-am în cap, imaginea de la televiziunea irlandeză care narrativa aici era următoarea au fost intenționat acolo au fost anunțat să vină, pentru că maghiarii vor bate pe români și vor masacra, însă imaginele date vor merge în Occident și se va spune că iată ce le-au făcut românilor maghiarilor. Tot ce s-a păstrat din această um, narativă la noi a fost în acest fel. Maghiarii <coughs> au bătut pe români, au venit televiziunea irlandeză. Zic irlandeză că minte de atunci, adică sunt lucruri pe care mi le aduc aminte cu exactitate. un reporter irlandez, nu știu pentru cine lucra, dar asta Așa. era... Și imaginea au fost manipulate către Occident care iată ce face românilor minte, maghiarii au bătut pe români, în schimb, imaginea parca și cum Cofariu era de fapt maghiar și a apărut manipularea inversă aici. De aceea vă rog să-mi spuneți cum a fost din punctul noastră de vedere de acolo. Cine s-a bătut cu cine? Că da, au fost, adică să fim da, uh, raționali, deci, putem să spunem că... Pe 20-21, dacă nu mă înșel, atunci când a a fost a fost 19, ciocniri, uh, au fost aceste ciocniri, au fost câteva zile înainte de acest moment uh, și momentul când uh, sediul de mere a fost spart, cei care erau înăuntru s-au refugiat uh, sus. sus în pod, și au urcat Andraș. în pod și șutul Andraș, scritorul șutul, atunci a pierdut, a pierdut uh, un, ochi. un ochi. Deci, deja... Începe manipularea mai repede, unde sunt dușmani în sediul DMR? Mai târziu în București dușmanii erau la PNSCD și la Liberali în uh, iunie. Deci tot timpul trebuie identificat dușmanul. Atunci dușmanii Descoperim erau nu identificați un punct comun în toate da, aceste Da, de chestiuni. manipulare, da, absolut, categoric. Exact. Deci uh, atunci uh, dușmanii erau identificați uh, la sediul UDMR după care sunt chemați maghiarii să apără sediu și e, liderii UDMR. De către conducerea UDMR? Nu, conducerea UDMR, dacă nu mă înșel, nici nu era acasă. Nu era acasă, de cât știu eu, era, da, în era chiar în Bulgaria, La Budapesta, la o unef... conferință română maghiară. maghiară. Unde era și Mircea Dinescu. De, Mircea Dinescu, Zmaran Dainache, Gabriela Andreescu. Deci era lumea, un început nu? de dialog între români și maghiar când începe această manipulare și acest conflict la uh, Târgu Mureș. Nu, au zis la radio, au scris în ziare și atunci au început oamenii să se adune. Și uh, românii au fost chemați, fiindcă nu românii din Târgu la Mureș atent, au intrat rog, în luptă, vă ci vă rog. din Hodac, din... Uh, Asta vreau să precizăm <coughs> exact, să nu mai uh, folosim românii. Care români au venit acolo? Oameni care au putut fi manipulați ușor. Oameni simpli, oameni simpli de la țară, din zona Hodacului, din zona Munții Gheorghiului. Deci nu erau târgumureșeni. Nu erau. Asta e foarte important de precizat. Și erau aduși cu autobuze. Asta era momentul 19-20 până în 21, până când lucrurile încet, încet. Din nou, au fost aduși. Cine au f Cine este cei care... Atunci avea un nume, Vatra Românească. Așa vă rog, să spunem deci, numele. O oamenii nu mai știu cine era cei de la Vatra Românească. Ei erau, de fapt, cei care s-au așezat pe această ideolo ideologie național-comunistă. De acolo pleacă după aceea și pe UNR ul și PRM-ul. Deci începe o uh, închegare a forțelor uh, naționaliste, extremiste, antimaghiare, imediat după uh, evenimentele din uh, decembrie. Și ei manipulează, de fapt, dar în spatele lor sunt, ulterior, s-a dovedit atunci, nu se știa uh, că în spatele lor erau ofițeri al fostei securități. Canalele folosite. <coughs> radio, presă, care totuși sunt niște autobuze. Iliescu și de Gelu Voican Voiculescu lasă totul să se întâmple, după care intervin ei și formează comisii și comitete pentru a vedea ce s-a întâmplat. Dar ei știau de la bun început. Eu am ajuns în momentul caziarist, am venit de la Cluj, înainte să se ciocnească cele două tabere în centrul orașului. Deci ați văzut live. Am văzut live, după ce am urcat la prefectură, la primărie, am văzut cum intră camionul în mulțime, acel camion, da, nu? acel camion care se oprește după aceea în În scările, scările cădiri, nu știu exact. biserică, sau biserică da. așa. Deci eu am fost acolo, sigur nu prea înțelegea atunci ce se întâmplă. Eu camionul am intrat cu fost. un dictafon, dictafon primit de la elvețieni sau ceva de genul ăsta cu care făceam și noi treabă cu casetă, și am intrat uh, dinspre Cluj în mulțime și pe partea uh, asta erau uh, românii care erau aduși uh, cu autobuze. Autobuzele erau parcate acolo pe Bulevard, lângă, <coughs> lângă centru. Și cum am ridicat uh, dictafonul să înregistrez și eu huiduielile, am primit nu palmă, dar o lovitură în mână că a zburat dictafonul și s-a spart, s-a făcut bucăți după care noi am ieșit din mulțime și ne-am retras acolo unde erau jurnaliștii, n-am mai fost în interiorul mulțimii. Dar a fost un moment pe care nu au să uit niciodată acea ură și dorință de răzbunare. Dar nimeni nu știa de ce. Cei care au fost manipulați, aduși acolo, ei știau că, domnule, trebuie să apărăm țara că ungurii vor să-și ia ardealul. Deci asta era narrativă. Ungurii care erau în stare erau cei care au. Maghiarii. Nu, deci atunci nu se făcea încă o diferență, așa, maghiari și udmr Maghiari, Deci asta era. Ideea. Da. La Cluj, deja, Funar vorbea de arme în Catedrala Sfântului Mihai. Vorbea că el știe că au fost aduși arme pentru a intra în război civil și. Deci era o manipulare foarte, foarte bine pregătită pe acel fond uh, construit de Ceaușescu. Apoi, la Târgu Mureș vine o echipă formată din, uh, asta postește Marco Belo, din câte mi-aduc aminte, este Virgil Măgureanu, uh, Gel Voicam Voiculescu, ceea ce ne arată într-adevăr o premeditare, adică, nu întâmplător, Măgureanu devine Șeful SRI. Da, absolut. Deci ă, ei, după acest eveniment, fac ă, probabil acele rapoarte către Iliescu și ă, CPUN, prin care explică de ce e nevoie de ă, o securitate, un serviciu ă, intern și înființează SRI-ul. Reacția politicienilor mă interesează acum, celor maghiari. Cum, cum au reacționat ei de la începutul conflictului și apoi până după ce se naște SRI-ul? Adică, cum au simțit aceste evenimente la nivel politic, mă interesează și ce putere avea un raport cu Bucureștiu, cu țara, cu... că cred că deja Bucureștiu începea să calce cumva pe cap, să zic, autoritățile locale. Dacă, ce putere mai avea un lider? Nu erau structurile formate, și mai ales nu erau toate, cum să spun, atribuțiile delegate. Deci atunci, centrul putea să intervine foarte repede dacă dorea. Fiindcă suntem Era la direct. început, instituțiile comuniste dizolvate, Parlamentul nou începe încet, încet să funcționeze, sau se pregătesc de alegeri, CPU-ul, FSN-ul, deci acele structuri. Incipiente există deja, partidele deja sunt formate, toată lumea se pregătește de alegerile care erau undeva prin mai-iunie, organizate, dacă nu mă înșel, când erau primele alegeri. Mai. mai. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile erau foarte fluide. Dacă centrul dorea să intervină, armata, încă ținea controlul, deținea controlul că așa știam noi că armata este pe partea poporului și ei dețineau de fapt puterea. Aici o întrebare specifică totuși. Nu a existat cumva o reacție mai, să zic, așezată armate care nu s-a băgat? Mi-a mi s-a relatat cumva din, ce am citit ca mărturii, cumva armata a intervenit, dar un pic mai târziu, Luc, operând și ca forță de ordine, armata. Da, că Luc, nu există lăsat... așa ceva, nu există altă forță de ordine atunci. Armata avea singura forță legitimă imediat după Revoluție, a rămas armata. Sigur, acum trebuie analizat, fiindcă după 34 de ani vedem de exemplu, o grămadă de dosare care au fost preluate de la securitatea de atunci de către armată, încă nu au ajuns la CNS, la Consiliul de Studiere a Arhivei Securității. Sunt, dacă e adevărat ce știm noi, singurele dosare care nu sunt încă predate. Deci armata s-a folosit de aceste dosare mai târziu, pe parcursul anilor. De ce nu predau ei aceste dosare? Totul suntem la 34 de ani de Revoluție. Deci, din acest punct de vedere, rămân niște semne de e, întrebare e, legate de rolul armatei. Atunci, asigur, a fost pe partea bună a istoriei, dar a fost și un teatru, dacă vreți, din punctul meu de vedere. Atunci nu știam. Acum spun că a fost un teatru cu mintea de azi, cu experiența mea de 34 de ani în Vă libertate. La 90 sau la Revoluție, ca să fie clar? imediat de după Revoluție, începând de preluarea puterii, cerul ce rol a jucat armata? Ce rol a jucat armata? Și în timpul Revoluției, ce rol a jucat armata? Fiindcă, da, ei au reușit, până la urmă, să... Iasă, câștigători în luptă cu securitatea. E un ieșit. moment, aș zice. Da. Eu și da. acum, rememorând și <coughs> rămând re în discuție <coughs> întregile desfășurări de forțe de după Revoluție, eu am constatat că și am tras concluzia că securitatea și-a preluat puterea și apoi a depășit cumva armata în ceea ce înseamnă controlul asupra societății. Într-adevăr, armata a avut acest moment de forță la Revoluție, încă un pic o parte din capii securității erau arestați, adică nu aveau o conducere, dar ulterior mi s-a părut că s-a regrupat foarte frumos securitatea și ulterior ușor, ușor a preluat o putere cel puțin economică, e clar și astăzi mi se pare că există... Cu economicul o... a început sau, mă rog, a fost un segment important, dar sigur s-ar putea să aveți dreptate dar aici trebuie văzut foarte exact cu toate dosarele de cadre, cine unde s-a retras, de unde a intrat în. Asta se poate verifica. Nu e astăzi o mare filozofie să verifice. Cei care se ocupă cu istoria recentă a României au această posibilitate și eu cred că au apărut foarte multe studii în acest sens. Dar atunci, asigur, asta era sentimentul. Dacă vroia Ilescu, Geru Voican Voiculescu, în primul moment. Aveau forța necesară să oprească acest conflict interetnic, care a fost primul conflict din regiune. Și era foarte, foarte aproape de a degenera într-un conflict mai mare în interiorul României. Dar ei n-au vrut altceva decât, zic eu astăzi, decât un pretext pentru a înființa structurile serviciilor secrete și imediat după prima ciocnire, au trimis armata, armata s-a așezat între cele două tabere și după care nu s-a mai întâmplat nimic violent. Au fost, bineînțeles, în continuare discuții, conflicte și așa mai departe, dar nu violent. Deci, în momentul în care ei au obținut ce au vrut, deja existau victime, se putea argumenta nevoia de a înființa SRI au și oprit repede. Deci aveau această forță. Virgin Măgureanu preia după aceea Serviciul Român de Informații, formează toate structurile, apare și structura anti, nu știu, maghiară sau ceva de genul ăsta, Nu chiar, anti de probabil. revizionism ceva de genul ăsta, care rămâne în funcțiune până când vine Maior în fruntea serviciului și face o reformă care, sigur, mai târziu este e, mult, mult mai sofisticat făcut de Helvic. Ulterior, <coughs> parlamentarismul în România s-a dezvoltat și instituțiile de drept s-au dezvoltat. Ce-am obținut în urma analizei a ceea ce s-a întâmplat la mar în martie la Târgu Mureș? Am obținut condamnări Corect, am obținut concluzii corecte. Cum vi se pare acum, retrospectiv, ați vorbit noastră de. Nu au fost nici condamnări corecte și nici concluzii corecte. Fiecare și-a tras concluzia pe care a dorit. Au fost câteva condamnări uh, care au fost uh, făcute de o justiție deloc uh, independentă? Mă Vă rog să-mi spuneți, uh, e un procent care diferă între români și maghiari condamnați, e adevărat? Da, deci așa e, așa se știe. Foarte mulți deja au și murit. Ceres a murit, cel care a fost condamnat și după care a plecat în Ungaria. Și alții au fost condamnați, au stat în închisoare. Erau câțiva care au fost condamnați, dar n-au mai fost, cred, prinși că au plecat din țară. Deci a fost o chestie de... A fost, totul... a fost un joc. De fapt, nici nu a mai fost așa de important cine a făcut ceva. A fost un joc pentru a întări puterea uh, celor care atunci au preluat în decembrie puterea în stat. La eliberarea din închisoarea celor condamnați au participat și <coughs> conducerea UDMR, adică au fost un caz național. Da, atunci. da, da. Deci eu nu și... eram în UDMR atunci, eram jurnalist, știu că avocații. Uh, au fost asigurați de uh, oameni apropiați de UDMR și de UDMR și nu numai uh, au fost uh, oameni care au fost ulterior susținuți de UDMR după ce au ieșit din închisoare, fiindcă familiile lor au fost distruse, au rămas fără uh, slujbă, să nu aveau loc de muncă. Detaliați, a existat un fel de răzbunare Îți dai seama, de când urmă. pleacă la închisoare cu acest delic de uh, omor sau tentativă de omor, uh, ce se întâmplă cu familia. Este groaznic. Și oamenii au susținut că ei sunt nevinovați. Noi am înființat-o de mereu. Că eu încă eram jurnalist până în 97, când am intrat în politică, un fond de solidaritate, și în fiecare an au susținut aceste familii. Deci avem o istorie și personală a acestor da, evenimente. Da, da. Dumneavoastră spuneți și probabil că așa este, chiar dramatic. Adică consecințe la nivel personal au existat? E, bineînțeles că au existat. Plus consecințe la nivelul comunității. Au plecat foarte mulți din țară. Când au zis, Doamne, dacă se întâmplă așa ceva imediat după Revoluție, după această euforie, după acea regăsire a maghiarilor cu românii, prietenie, solidaritate, dacă se întâmplă așa la trei luni, nici la trei luni după Revoluție, atunci înseamnă că suntem pe un drum greșit și foarte mulți de frică, de frustrare, de nesiguranță, de lipsa de siguranță în România au plecat. Foarte mulți au plecat, mai ales din Târgu Mureș. Deci chiar a fost un moment dramatic pentru maghiari, pentru că, vă spun, din multa presă care s-a desfășurat și a curs și articole, nu a parvenit aici acest sentiment al celor de acolo. Vă spun sincer că eu chiar eram pasionat de citit, chiar <coughs> pe vremea aceea era o efuziune de informații noi nu, nu ne-a parvenit acest sentiment. Noi tot timpul am avut cumva percepția că acolo a fost un conflict în care maghiarii au fost uh, agresorii și românii victimele. Înțeleg acum că este. Niciodată conflict. nu este minoritatea uh, cel care uh, este agresorul. Deci, haide să ne înțelegem. Din punct de vedere numeric, n-ai cum să fii tu agresor. Deci, nu ai cum. Nu? -am deci, să n -ai, n -ai cum, deci uh, uh, trebuie să înțelegem acest lucru. Eu spun de foarte multe ori, tot timpul. Aici responsabilitatea nu este simetrică, fiindcă puterea este deținută de majoritate, majoritatea înseamnă forță, putere din toate punctele de vedere, majoritatea este responsabilă cum se simte o minoritate cu care trăiește împreună uh, și nu invers. Sigur, respectul trebuie să fie reciproc. Acolo există simetrie. Și eu te respect și tu mă respecti. Și atunci putem începe un dialog. Te accept. Nu vreau eu să fiu tolerat. Eu vreau să fiu acceptat. Crestea asta cu toleranță înseamnă te tolerez, dar nu te accept. Eu zic de a accepta pe celălalt este mult mai mult decât a tolera. Dar când e vorba de responsabilitatea majorității, atunci trebuie să spunem că da, majoritatea este responsabilă cum se simte minoritatea. Nu atacă minoritatea pe, Cei care sunt minoritari nu atacă niciodată pe cei care sunt majoritari. Mi-a ridicat la fileu o chestiune pe care voiam să o dezbat și avem ocazia să demontăm un clișeu, un narrativ al noi securități Bănuiesc că știți dumneavoastră această teorie care a apărut ulterior după 1991 care se leagă de martie 90 apariția SRI a dus și a organelor acestora de informații a dus la împiedicarea iugoslavizării României. Și acum mi-ați dat ocazia să trag singur concluzia nu s-ar fi putut iugoslaviza România că minoritatea nu ar fi putut să fugă cu o parte din România. Tehnic vorbind, pentru că ține, bănuiesc că ați întâlnit această... Da, o, dar este... O, o, iată, serviciile noastre au fost atât de bune și atât de deștepte pentru că s-ar fi întâmplat Iugoslavia. Credeți că s-a se serios? E, se este întâmpla? o narrativă fasă. Nu s-ar fi putut întâmpla, fiindcă totuși Iugoslavia a fost un stat federal cu entități diferite. Deci nu există analogie. Un conflict interetnic mai dramatic s-ar fi putut întâmpla în România, dar nu iugoslavizare. Asta e o prostie. Deci este uh, ceva fals când se spune că, domnule Seriu, a împiedicat ceva. Să mă înțelegeți, uh, eu uh, consider că fiecare stat are nevoie de structuri de securitate. Dar pretextul prin care a fost înființat atunci, în 90, noua securitate era un pretext care putea fi foarte ușor, hai să spun așa, economisit, să nu intrăm în alte detalii. Puteai să spui domnule, statul român între într-o altă uh, eră. Era democratică. Trecem printr-o transformare uh, care va dura. Avem nevoie de structurile uh, necesare pentru a apăra și așa mai departe. Putea să găsești alte argumente decât să Încerci un conflict interetnic, spunând că, doamne, de fapt, trebuie să apărăm țara de maghiari. N-avea unde să fugă maghiarii cu uh, România sau cu o parte din România. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că <coughs> primul pas a fost făcut greșit. Ce s-a corectat pe parcurs e o altă discuție. Dar primul pas, nașterea. Nu a fost făcut așa cum ar fi trebuit pentru o societate normală. Sigur, nu a fost o societate normală atunci. Nici astăzi nu știu dacă se întâmplă o altă discuție cât de normală e societatea noastră într-o lume relativ anormală, fiindcă acum cu toate provocările din jurul nostru nu se poate spune că am fi într-o uh, perioadă așezată, dar atunci sigur că primul pas a fost făcut greșit. Vreau să vă pun o întrebare acum un pic altfel. Vi am și trimis un pic așa, adică dacă ați apucat să vă uitați bine, dacă nu, vă spun eu acum. Eu nu caut vreo vină, eu caut să înțeleg. Acesta este scopul meu și eu mai zic anecdotic, așa că sunt din la ca să creez, să zic, o distanță mai mare, ca să pară că suntem din culturi <gânt> complet diferite. Eu sunt un Cunoscăltor al comunității, Sunt un om care e pasionat de zona respectivă, de oamenii de acolo. Dar încerc să înțeleg cât mai bine și uh, aș vrea să văd din toate punctele de vedere unde a fost problema. Și vreau să vă pun o întrebare în felul următor. Sunteți sigur că nu există și sau nu a existat o lipsă de comunicare din partea, nu a comunității, că nu e datoria comunității, dar a intelectualilor, politicienilor. Dar mă refer mai mult la intelectual, mă interesează mai puțin politicienii. nu am încredere că pot răspândi ceea ce aș vrea să zic acum, o cultură care să fie explicată celuilalt. Credeți că, datorită distanței, datorită nevoii de a rămâne acolo, în comunitatea proprie, poate datorită faptului că, ne fiind foarte bine, să zic, asimilat, sau nu știu cum să le zic, să nu fie jignitor, Uh, se uitau, să zic, în altă parte. n am mai apucat să vorbească cu românii și să le spună, băi, asta este istoria noastră. Doar o secundă ca să te... <coughs> Citezi istoria Ungariei. E fascinant, e minunat. E... Este o poveste foarte frumoasă. Istoria Ungariei conține și istoria Transilvaniei, care acum este un loc în care trăiesc români și maghiari. Nu ar fi fost interesant ca istoria Ungariei să fie propusă, promovată Chiar de către intelectual maghiare, e mai greu să convingi și să zic românii să se apuce de istoria Ungariei. Dar toate acele lucruri pe care noi nu le știm, nu era mai interesant să fie povestite, explicate, să se caute căi. Pentru că întotdeauna cunoașterea, când îl cunoști pe celălalt mai bine, e, e mult mai ușor să-l înțelegi pe celălalt. Nu cumva exista și o reticență din partea să zic, a intelectualilor maghiari, ne-a să explica, domnule, uite, asta e istoria noastră, asta e cultura noastră, vedeți, clădirea asta aici a fost, pe aici a trecut X și Y, aici împreună, poate chiar momentele de comuniune română-maghiară, în istoria lungă, a existat și românii sau au cu secuii și maghiarii la un moment dat au fraternizat cu românii în timpul Revoluției. Adică au fost momente de apropiere. Nu puteau fi povestite mai mult Depinde la ce perioadă ne referim. În toată istoria, ca să o În toată istoria au existat momente foarte importante. Imediat după 1918 au existat de, astfel de, de încercări de, dialog cu Oșcaroi, Banfi în acea perioadă, ceilalți din, cum spunem noi, școala transilvaneană a noastră, din Transilvania, transilvanismul asta a încercat la începutul secolului XX, în perioada interbelică, dar sigur evoluția uh, a arătat, puțin. da, după care vine războiul, după care vine comunismul, în perioada comunistă, sigur lucrurile erau diferite, la nivel nivelul intelectualilor existau, uh, existau un dialog și după revoluție, începând de domocoșut, să vorbesc doar de cei care, din păcate, nu mai sunt în viață, uh, Cantor de la Cluj, foarte mulți care au avut un rol important în dialogul inter, etnic intercultural. Dar niciodată nu a ajuns la omul simplu, a rămas la nivel de intelectual și nu a ajuns niciodată la mulțime. Deci, din acest punct de vedere, sigur, niciun intelectual sau foarte puțin intelectual au capacitatea, dacă nu există un ajutor din partea statului, din partea e, guvernului, să ajungă la omul simplu, fiindcă ceea ce fac ei este de fapt o inițiativă, o încercare, o deschidere de drum. Dar să ajungi cu explicațiile și să ajungi cu mesajele la Oamenii simpli trebuie să primești ajutor, nu este rolul neapărat al celor care lucrează în redacții, sunt în universități, dar ei au lansat acest, acest dialog. Și după 90 au fost chiar multe inițiative de acest gen, fiindcă noi am considerat în fiecare perioadă asta istorică sau foarte apropiată de noi din 90 încoace că trebuie să găsim cale de înțelegere și reconciliere, fiindcă au fost foarte multe și sunt foarte multe prejudecăți și astăzi. rămân foarte multe prejudecăți, stereotipuri care trebuie demontate. Dar, sigur, poți să faci mai mult în fiecare moment. Eu nu cred că maghiarii sau izolat. Probabil că s-au izolat în momentele dificile, grele. S-au încercat să găsească soluții în interiorul comunității, dar niciodată nu au refuzat sau nu s-au oferit de dialog. Nu. Deci, Spuneți, din acest punct nu. de vedere, eu sunt foarte categoric nu. În niciun caz. Și acum sunt foarte multe inițiative de dialog între diferite comunități în Transilvania, maghiar cu român, român cu maghiar, secui cu român, găsiți și pe internet. Deci există această practică, dar nu ajunge la fiecare om, nu ajunge ajunge pe stadion, vă zic eu, pe stadion, da, și locul nu, nu, nu demontează toate prejudecățile să cunoști istoria vecinului presupune să fii interesat, să fii deschis să te intereseze. Suntem. Eu nu spun că nu sunteți. Marea General, majoritate nu, sunteți. Suntem dar curioși. nu poți doar unidirecțional sau unilateral. Au fost și încercări de nivel academic cu istorici, maghiari și români să găsească niște... Limbaje ecumenică, să zic uh, așa. Da, un... Istorie comun, Da, ceva care poate să fie acceptată de ambele, de ambele părți. părți. Merge foarte greu, sau chiar acum, cred că nici nu merge de ceva vreme. Dar uh, asta nu înseamnă că nu trebuie preluat, nu trebuie insistat. Astăzi cu alte mijloace, dar aceste mijloace digitale, această globalizare a comunicării, înseamnă și... Uh, Pericole. Că dacă rămâi în bulă în care te-ai aruncat și doar în bula aceea trăiești, găsești doar informații care e, sunt susținute de algoritmul respectiv și te duce într-o eroare foarte, foarte e, greu de corectat după aceea. Mi se pare interesant că ați folosit cuvântul transilvanism, care poate ajuta la această înțelegere mai bună între comunități. Mi se pare că o explicare, și de am zis istoria Ungariei. Istoria Ungariei nu este neapărat istoria Transilvaniei. Poate dezvoltată măcar această porțiune, domnule, dacă ești totuși în România, măcar istoria Transilvaniei trebuie să te intereseze. Care face un pic diferența între transilvanean și ungur. E, e, e o, e o, e o da. specificitate care. Uh, Vă zic teoria mea, care speculată în sensul pozitiv, ar deschide căile. Pentru că dacă spui, domnule, ungurii, așa, la modul general, există, există această percepție, cum am zis, că se duc acolo, Ungaria, Transilvania, maghiarii din Transilvania, secuii din Transilvania, sunt niște entități care pot fi judecate în sine. Un maghiar din Transilvania nu este totuși un maghiar din Ungaria. Sunteți de acord? Sunt de acord uh, și așa și este. Dar asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem iarăși în timp foarte mult. Vă rog! Transilvania ave, avea 150 de ani, aproape 150 de ani, 140 de ani, mai exact, dacă nu am înșel, o independență și față de uh, regatul Ungariei. Uh, principatul uh, Principiile uh, principi, uh, uh, transilvaniei Principatele transilvâniene, da? 141 de ani între uh, Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic. După bătălia de la Mohaci, Ungaria. Da, după bătălia de, de la Muhaci, da. Brut, da iese regatul Tul, istoria da. un pic. Și Când atunci rămâne Transilvania, române, uh, Transilvania uh, independentă, dar nu numai că rămâne independentă, dar într-o lume foarte, foarte dificilă, ar trebui să ne așezăm noi în secolul XVII, începutul anilor 1600 până la pacea de la Vestfalia, unde vă dați seama că în 1601, când aici în Transilvania există diferite lupte, olandezii trimit în 1601 100 de expediții navale în toată lumea. Deci cam asta este diferența între periferia europei acolo și periferia de aici. Și totuși, principele Bethlen Gabor ajunge în 40 de ani, undeva în 1640 și nu vreau să greșesc anul, să fie semnatarul păcii de la Vestfalia. Deci Transilvania devine un actor important în acea perioadă a jocurilor de putere. Pacea de la Vesfalia, care până la primul război mondial, până la urmă, stabilește relațiile de putere în Europa. În mare. Că mai sunt niște mișcări, dar în mare stabilește relațiile de putere. Dacă plecăm de la acest considerent, într-adevăr, un secol și aproape jumătate, 141 de ani de statalitate, dar Statalitatea trebuie înțeleasă în sensul de atunci, e, nu de azi. De atunci, da? Mai degrabă de spațiu mare, da. guvernat. Înseamnă mare și o tradiție pentru uh, maghiari, pentru românii, pentru sașii, pentru toți locuitorii Transilvaniei. Transilvanismul despre care eu vorbesc și noi vorbim permanent are rădăcinile de atunci. Trebuia să manevrez uh, între. Imperiul Otoman și Imperiul Habsburgic, în așa fel încât să ții acea entitate geografică în putere, la putere. Să fie. Ce mult? 140. Nu, nu e puțin. puțin. Gândiți-vă că uh, au trecut 106 ani de la 1918. Deci, noi vorbim despre o perioadă. Mai, mai lungă. Deci nu e ceva foarte puțin, dacă ne gândim, dar sigur e greu de... Dacă nu poți să te așezi în secolul, în condițiile secolului respectiv, e greu de înțeles ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat în acea perioadă. De aceea aveți dreptate când spuneți că există o diferență între maghiarii ungurii din Ungaria și cei din Transilvania, fiindcă există și o tradiție de 140 de ani în care au trăit relativ, relativ, relativ separat, diferiți, autonomi. Da, da. da, care da. Și -au 140 da. de ani înseamnă un timp suficient să-ți dezvolți o autonomie și. Și erai obligat și... să dezvolți și să ai abilitate de a descurca, acum folosesc acest cuvânt, nu prea. Nu vreau mânc, da? românesc, uh, uh, așa. Între două imperii uriașe. Și să ajungi să fii și semnatarul păcii de la Vesfalia. Să fii considerat un actor important în jocurile de putere din secolul al XVII-lea. Asta sparge nebuloasa din mintea românilor legată de Ungaria. Ungaria este un. Nu pericur. știu dacă sparge sau nu. Mie mi se pare că toate aceste explicații și aceste informații care arată, iată, a existat o entitate autonomă Transilvania e brusc altceva, în care, atenție, și aici ar fi foarte interesant de povestit istoria românilor în acest teritoriu, pentru că a existat o populație românească care se poate raporta la populația Transilvaniei într-un fel anume istoric. Nu a fost doar un conflict. Nu, oamenii au conviețuit acolo și au conviețuit atâta timp. Nu era teritoriul gol de români. Era un loc. Nu, dar atunci nici nu se punea problema în sensul cum punem noi problema astăzi sens? român și maghiar. Când nu așa era structurată societatea, era structurată diferit. Această uh, diferențiere apare în secolul al 19 undeva în 1800, la mijlocul secolului 19, națiunile, da, da, când apar națiunile și da, începe și o altă, da, să uh, zicem. Uh, 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 deci, uh, chestia aia că 2000 de ani, 1000 de ani și așa mai departe, discuția asta e foarte interesantă, dar nu este o discuție care poate fi dusă cu argumente al secolului 21, fiindcă era o altă lume, o altă structură, o altă viață, altfel erau societățile de atunci și de aceea nici nu are rost să discutăm în sensul acesta. Dar are sens să discutăm din punct de vedere al evenimentelor petrecute în acest spațiu statele românești, statul țara românească. Este practic o creație a Ungariei. E... Toate descălecatele acestea, totuși au câteva, o, o parte din domnitorul român își au uh, suzeranii în Ungaria. Asta e realitatea, cumva povestite altfel, cu simpatie, cu... Uh... Deci eu uh, vă spun o poveste interesantă și reală. Eram ministru culturii în 2010, 11, 12, până când pică guvernul ungureanu. A fost o cercetare extrem de interesantă, arheogenetică, se numește, în continentul european și Marea Britanie. Deci au început să vadă ce moșteniri există între regi, între așa și. Uh, era o echipă internațională, marea majoritate erau francezi, uh, nemți, uh, britanici, era și un. Uh, genetician din Ungaria, de la Seget, au solicitat de la toate statele din Europa posibilitatea de a deschide morminte regale și de a lua monstre pentru cercetare genetică. Ei au căutat în rudirile și eu am dat acordul pentru a deschide la Curtea de Argeș ce au vrut ei și de unde au vrut. A existat un aviz care a trecut prin tot ce trebuia să treacă în acea vreme. Plecăm noi de la guvernare, pică guvernul Ungureanu, vine USL-ul. Și la un moment dat mă sună cineva din această echipă, a venit în 2012, undeva în august, septembrie, și avizul a fost retras. Și mă întreabă ce se întâmplă. Dacă poți să ne ajuți. Că noi am venit în România, dar nu mai există aviz nu aveam ce să fac. Merg eu la Tăricianu și că știu că ministrul de atunci era prietenul lui, <coughs> merg la el și spun că, Line, uite ce se întâmplă. Spunem -mi și mie ce să spun la oamenii ăștia, că ăștia sunt oameni de știință, nu sunt politicieni. Și sună la ministru care explică că, Line, nu putem să lăsăm să uh, deschidem deschidă mormintele, că după aceea cum vom explica că domnitorii noștri nu erau Român. E o prostie. Astăzi, în secolul 21 să ai o astfel de abordare pentru uh, 1500-1600, uh, atunci nu se punea voastră... problema român, era domnitor. Pentru, acea, pentru acel teritoriu, pentru populația care trăia acolo. Exista și chiar influența catolicismului, aveau în neveste catolice. <coughs> nu există. Această tradiție românească ortodoxă nu a fost chiar dintotdeauna. Am, tocmai prin acest spațiu care a comunicat cu Transilvania și cu restul lumii, a fost o lume deschisă. Așa a fost toată Europa. Așa a fost toată Europa. Noi, noi hmm. suntem învățați. Magari Maghiarii au dat regi polonezi. Uh, Sfântul Adislau avea uh, și în Croația uh, relații deci, din acest punct de vedere, toată de Europa ferugine? și toate secolele, 800-900 de ani de zile, era o uh, altă viață, o altă lume. Eu o teamă că am putea afla lucruri despre noi care să ne sperie. Dumnezeu, n-am fost că ce? tot timpul. Așa, și dacă am fost catolici un pic. Până când s-a da, nici, nici noi n am fost, nici de la bun început. Bineînțeles că nu. Când am venit în când pia panonică nu am fost catolic. Sfântul fost. Ștefan este cel care da. și, și Ungaria da. trece de, de deja în, Alege, spirația. alege uh, vestul de fapt. Fântă acolo asta, asta a, 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 fost a, a fost conflictul. Mergem cu uh, Constantinopol sau cu Roma? Asta a fost o alegere esențială, da. și care a plasat Ungaria în zona occidentală pentru mult timp. Poate să spună oricine, orice, partea aceea de Europa este construită frumos pentru că există această conexiune cu civilizația. Dar astăzi vorbim, astăzi vorbim doar de moștenirea creștină, dacă vrem așa, o pălărie da. mare. Nu doar mai putem, putem diseca, fiindcă așa istoric. e. Este interesant, da. interesant să disecăm. Da. Ca să aflăm într-adevăr... Astăzi că... așa e și liturgia și bisericile și așa mai departe, dar dintr-o perspectivă mai mare vorbim de creștinism. Vă zic acum un lucru așa, uite, nu era neapărat în discuție, dar e un pic uh, trist pentru mine. Uh, am petrecut Paștele la Odorhei Secuiesc, chiar am vrut să petrec un Paște Secuiesc. Și vreau să vă spun că în oraș nu s-a simțit că e Paștele. Primarul e revină. <laughs> nu, da, să știți că nu mă, eu nu știu, am auzit opinia. Trebuia opinii. să merge la Mercura Ciuc. Acolo s-a simțit. S-a simțit pentru... Da, la că este fost... de fiecare dată, duminică dimineață, A știu, sfințirea. A, știe, deci, da, da. Dar vreau să spun că, acum, uite, am apucat să discutăm și asta foarte pe scurt. E, Pleacă, așa să zic, cu o identitate ungurească din comunitate pentru că se duce către modernitatea aceasta, către digitalizarea, internet, dispară aceste valori. N-am simțit că este vreo sărbătoare în oraș. Era totuși Paștele. N-am simțit o singură lucru care a fost într-adevăr foarte impresionant. La Biserica de Sus erau o singură persoană de veche permanent, era o călugăriță care stătea și medita... La cruce din biserică, și mai venea câte o, o, câte o persoană și stătea și medita. Eu chiar l-am dus pe cel mic, zic. Să știi că cel mai frumos moment al zilei, să știi că dintre toate momentele ăsta e momentul cel mai important, să se simțea ceva. Dar era foarte puțină lume. S-au depărtat tinerii de. Că și asta nu e o de, de Deci corpatic. ce am simțit și ce simt eu. Oamenii merg la biserică de înviere. Uh, e acea clipă, acel moment, duminică dimineață, când uh, la catolici, pentru că la protestanți nu e neapărat așa, și la Mercurea Ciuc este cel mai spectaculos când uh, este este în spațiu public de se. Post-revoluționară, da? Post-revoluționară post da. și înainte era, și înainte Ai, de 89, noi mergeam. Cu coșul la biserică, dar atunci s-a întâmplat la biserică puneai mâncare, puneai așa, și nu luam micul dejun până când nu ajungeam acasă de la biserică cu mâncarea sfințită. Dar după aceea toată lumea se retrage în familie. Deci la noi există acest obicei de a sărbători în familie, nu în spațiu public de paște. Și eu am fost la părinții mei, la sora mea, acolo ne-am adunat cu toții, și acolo am sărbătorit seara la biserică, după care în familie. V-am întrebat așa că, la urmă, tinerii sunt simbolul unei comunități și dacă uh, se pierde câte ceva, pierde toată lumea, pierde comunitatea. Ce am pierdut noi e cel mai important dintre toate lucrurile și aici recomand cartea lui Lucian Boia legată de... Care, Fiind care multe? Cea legată de structura uh, etnică a poporului rămân la 1918 este extraordinar da. de interesant și în același timp extraordinar de trist pentru că aveam o bogăție etnică extraordinară pe care nu știu de ce probabil că acest moment al nașterea națiunilor i-a orbit pe oameni și a dus la această romanizare e un mare păcat ce s-a întâmplat nu doar în Transilvania tot, tot Dobrogea. Da, uitați-o la Dobrogea, la Constanța, la Turcia. S-a pierdut mm. ceva imens, adică erau zone în care populația românească nu era majoritară, dar nu era ceva rău. Și dacă erau turci și erau înțelegere acolo era... toate lucrurile acestea s-au pierdut pentru un om pasionat de istorie și de a întâlni pe altcineva. E un lucru ex extraordinar de trist, adică de exemplu la Brăila, a dispărut comunitatea evrească. Nu mai, practic, nu știu dacă mai există cineva. Chiar cimitirul evresc a fost în paragină mulți ani după Revoluție, mă refer. Și era foarte trist că mergeam pe acolo, am, era lângă casa unde mergeam cu bunica mea la prietena ei. Și era cumva, făcea parte din transeu așa mental al meu și retrăind anumite momente, mai mergeam pe acolo, îmi strânea niște amintiri. Ani în șir, acel cimitir a fost abandonat, acum a fost rearanjat, fără morminte. Deci, cred că pur și simplu le-au luat de acolo, din cauza temei, nu știu, de antisemitism. Dar au dispărut niște lucruri, niște simboluri și asta este extrem de trist. Nu știu cine se poate bucura că și, nu știu, comunitatea maghiară se restrânge. Și vă întreb, acum, se restrânge? Se restrânge toată populația României. Și maghiarii, deci. La 1.200.000 de persoane, spunem noi că la recensământul de anul trecut, cam acolo suntem noi, 1.200.000 de... și un pic, da, dar și populația românească scade. Deci, este realitatea postcomunistă în această zonă. Nici un stat, din păcate, nu a reușit să oprească exodul, fiindcă Statele vestice și nordice sunt în continuare mai atractive din punct de vedere material-financiar și oamenii pleacă din Ungaria, din Bulgaria, din România, din Slovacia, chiar și din Cehia, din Polonia. Fiecare are o scădere. Dacă ne uităm la trend, în 2040 România va avea mai puțin de 17 milioane de persoane. Și asta este doar o parte a, a realității. Realitatea și mai dură este din punct de vedere demografic, cum e structurată societatea. O societate îmbătrânită. Deci poți să ai un stat bogat, frumos, mare, dacă nu ai populație și dacă sistemele sociale se prăbușesc peste tine. Din acest punct de vedere și, din păcate, comunitatea maghiară a pierdut peste 600.000 de, de persoane în 30 de ani. Noi spunem că la Revoluție undeva a fost 1.800 1.900. Nu. Cam Așa, asta și era. În minte, spre 2 da, milioane. Da, 2 milioane spre? nu eram poate spre și am pierdut uh, peste 600.000 de, de persoane. România au pierdut peste 4 milioane 5 milioane, zic eu. Uh, deci din de acest punct de vedere, din păcate, în 34 de ani uh, lucrurile n-au fost uh, cum să spun... Nu am reușit să reducem acest decalaj. Poate vom reuși, dar va mai dura. Deci asta este lumea liberă. Nu avem ce face. N-am avut ce să facem mai mult. Că dacă toți ar fi reușit doar România, nu, atunci am spune că, domnule, este o problemă românească. Dar nu, niciun stat nu a reușit să ajungă cu nivelul de trai, cu uh, veniturile la acel uh, nivel sau măcar să fie aproape, să nu fie atractivă pentru un tiner să meargă. Eu niciodată nu uh, pot accepta acel uh, argument că doamne trebuie să stai acasă, nu uh, pleci nicăieri. Nu. Tinerii trebuie să plece, trebuie să învețe, trebuie să vadă Absolut. lumea și după care trebuie să tu uh, creezi condiții pentru ei să uh, se întoarcă în țară dacă doresc să vină acasă. Dar nu poți să ții de... Uh, Legat de, de casă de pământ. Nu. Un om trebuie să meargă, trebuie să vadă lumea. Acum o să vă pun o întrebare și mai sensibilă, și mai dureroasă. Vă rog că ați venit la această emisiune. O să vă dau la final o, o, o poveste. Nu mai durează, mă, nu? Ca un pic, vă rog, nu mă grăbiți, v-am zis, vreau să profit de dumneavoastră cât pot de mult. La final să am și eu o povestire care e anecdotică și care o să nu știu, o să aduc așa o notă de umor, sper să să, să ne uităm până acolo de o păstrez la final întrebarea asta mai tristă e în felul următor și ține vine și dintr-o experiență și o observație proprie sunt două componente ale întrebării există o românizare neforțată neforțată am zis în ziua de astăzi și aș vrea să o exemplific în felul următor, și întrebarea devine clară când pun și partea a doua. Ceea ce mi se pare mie este că dispar maghiari din zonele care nu sunt harghita și covasna. Dispar la ce mod? Ori se românizează, familii mixte, ori pleacă, ori pur și simplu apare un dezinteres un dezinteres legat de identitate. Și vreau să vă zic acum o poveste personală. Eu am, totuși, voi fi eu din Braila, dar am niște rude uh, într-o familie, mai multe familii mixte din Ardeal. Și am această experiență de mică. Adică vă spun că am cunoscut familii mixte încă de pe vremea comunismului și știu exact ce sentimente împărțea lumea în acea perioadă. O să putem povesti puțin mai acolo. Dar acum punctual. Am fost în una dintre aceste locuri în care aveam acea parte, să zic, ungurească a familiei. S-a românizat. Obliga să plece pe aici, după aia acolo, s-au întors, s-au mai despărțit, ca și viața. Ceea ce era înainte o familie clară, mixtă, avea o parte, era parte partea ungurească, o parte era partea românească, dar se întâlneau acasă, era o familie. Împărțindu-se așa, a rămas o bucată a familiei care înainte era ungurească și acum nu-și mai pune problema că este. Este românească, sigur, cunoaște limba, nu o folosește pentru că s-a restrâns și comunitatea în zona respectivă. Nu mai au cu cine vorbi. Adică satul uh, -a... și-a pierdut farmecul. Era un sat deosebit de frumos. Era o combinație asta română-magheară, uh, cu un peisaj extraordinar, cu. Uh oameni, întâmplări, mocănițe, a dispărut tot. Deci ce am întâlnit este un deșert. Deci am fost acolo și m-am întristat sincer acum, nu că mi-a dispărut mie, să zic, maghiaritatea din familie. Dar nu se întâmplă ceva bun. Nu vă pare rău că dispar așa de pe aici, pe aici și colo și se duc cumva și rămân doar în Harghita și Covasna? Nu rămân doar în Harghita și Covasna, dar există aceste zone în vreți Hunedoara, doar în Așa. Alba, în Bistrița, Așa. sunt uh, câteva zone unde nu numai că am fost minoritar, dar noi spunem că <coughs> trăim în diasporă foarte, foarte mică numeric, și acolo există acest uh, pericol, a existat uh, permanent, uh, și din păcate e greu de oprit. Nu este. Nici, eu nu aș spune că este o romanizare, fiindcă este o asimilarea aproape naturală prin uh, mai forța există, forța lucrurilor așa, știi, familii mixte depinde și acolo cine e mai puternic, cine vrea să se impună în familie, că există și invers, nu putem nega, dar într un număr mult mai mic, dar uh, și există și modele absolut uh, uh, frumoase și Exemplare când în familie și peste a doua, a treia generație fiecare vorbește limba celuilalt și se respectă și nu există o concurență și o presiune să fii român sau să fii maghiar. Dar această asimilare, mai ales în orașele mari și în acele comunități mici unde sunt câteva sute sau câteva zeci de maghiar, sigur că se întâmplă. Depinde și de individ, cât de mult ține la identitatea culturală, la identitatea lingvistică și etnică și cât investește în a păstra această identitate. Fiindcă este o investiție. Este o investiție și în Secuime, este o investiție și la Cluj, și în Mureș, și în Satul Mare. Fiindcă fica mea și băiatul meu la școală, față de copiii noastre, are mai multe ore. Fiindcă are și limba maternă. Și Trebuie să facă și limba maternă. Și marea majoritate a maghiarilor din România aleg acest uh, efort și uh, investesc în a păstra, fiindcă altfel nu am avea școli, nu am avea instituții de învățământ, de cultură. Dar există și aceste pierderi extrem, extrem de dureroase. Da. Și la maghiar, și la celelalte minorități. La celelalte minorități e mult mai, 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 mult mai grav, sunt mai puțin. fiindcă sunt mai puțini și nici nu au acea posibilitate sau posibilitățile sunt mult mai limitate când vorbim de școli, vorbim de instituțiile prin care se păstrează identitatea culturală fiindcă în familie tu poți să păstrezi o generație, dar dacă nu ai obiceiul și nu ai și instrumentele instituționale încet, încet într-o direcție să înaltă te duci. Eu văd români care au plecat în Italia, care au plecat în Germania și prima generație Deja eu am uh, fost colegi de liceu, de facultate, care au plecat din țară și copiilor uh, nu mai vorbesc uh, maghiară sau română. Fiindcă au făcut școala, părinții au zis: trebuie să te încadreze în această societate și încet, încet, ca să fie mai ușor copilului, nu din alte motive, nici măcar în familie n-au mai vorbit. în Măcar să în română. Deci, acest lucru, da, e dureros. Noi de aceea am spus că școala, instituții de învățământ permanent și instrumentat la nivel de stat, fiindcă altfel nu merge. Acest ajutor, dacă statul dorește și într-adevăr crede în ceea ce spune că această diversitate este o bogăție, atunci trebuie să investească. Aia, uite, o întrebare care vine naturală, ați zis că statul trebuie să investească și acum mă gândesc la ce faceți dumneavoastră cu acest tip de uh, populații care sunt, devin minoritare în interiorul majorității. Vă dau un exemplu, am întâlnit această familie ungurească la Toplița care își păstrează identitatea o pensiune Bizabela, un restaurant. Dector, merg acolo. Ce văd? E următoarea situație. Toplița nu e maghiar. Nu, nu, e dar zona e de nord în Harghita, zona de românească Hargita. din Harghita, da. Da, dar vreau să zic că contactul pe care l-am avut cu... Uh, ei sunt oameni care se ocupă cu turismul. Da? Dau de mâncare la oameni foarte bună mâncare, cazează foarte frumos casa construită de un român din Harghita, dar am simțit că vrea să comunice și că vrea. În același timp nu, nu și-a refuzat deloc maghiaritatea, să zic așa. Chiar făcea o mică diferență între spunea, băi, noi de la Ditrău încoace nu e chiar același lucru, de la Ditrău încolo, practic vrea să spună sunt secui, băi, noi aici suntem toți unguri mi-a plăcut, nu avea nicio enfază deosebită, doamne știți că noi suntem dar cumva plăcut îmi strecura această domnule o combinație aici, uite îți dau o mâncare un m-a dat o mâncare n-am mai mâncat tocăniță de, cior, de burtă de vită păi domnule o mâncare făcută de bunica mea o păstrez doar eu rețeta doamne comunicați cu genul ăsta de oameni care rămân acolo nu pleacă, nu e în Carghita nu e în Covasna, nu are toți vecinii să zic maghiari Comunică, obligați să comunice cu românii. Cum comunicați cu ei? Pentru că vă zic, mi se pare foarte important să mă duc și în alte județe și să întâlnesc, să întâlnesc treaba asta. Normal, dar cum? Deci, deci aveți o politică, domnule. Deci, cu... noi, noi ce am făcut? Dar nu județe... e vorba de Toplița, fiindcă Toplița da. e în județul Harghita, acolo lucrurile sunt mai. cu toate. problemele sunt mai simple. Dar deci, ce am făcut noi? Noi am spus că școala este extrem de importantă și am înființat, am construit uh, colegii pentru cei care trăiesc în minoritate uh, de acest gen ca să aibă posibilitatea uh, să mergă la școală maghiară. Și avem uh, de la uh, Gherla până la Hunedoara și de la Timișoara până la Bacău foarte multe astfel de colegii, unde și un uh, copil mic poate fi lăsat că este în siguranță, primește mâncare. De la clasa 5 a cincea chiar există și internat, și încercăm să asigurăm pentru fiecare familie și transportul până la școală, fiindcă e o altă problemă. Asta a fost și rămâne politica noastră legată de învățământ, fiindcă noi spunem că dacă mergi și înveți în limba ta maternă, asta este valabil pentru orice națiune, numai pentru maghiar, atunci și mai târziu vei considera că limba ta maternă este importantă, face parte din uh, structura identității tale. Dacă nu înveți limba ta maternă, atunci vei renunța la această parte a identității. Și după aceea spui că, da, bunicul meu sau străbunicul meu a fost maghiar, îmi pare rău, eu n-am învățat, dar știu că am uh, și o moștenire de acest gen. De aceea noi am pus un accent uriaș pe învățământ și vom pune un accent în continuare pe învățământ, fiindcă acolo, până la clasa 12-a, până la clasa 8-a, cel puțin, dar eu zic că până la bacalaureat, până la clasa 12-a, dacă ai învățat în limba maternă, nu mai pierzi acea parte sau nu vei mai renunța la acea parte a identității tale. O să vă pun așa câteva întrebări ca să nu nu vreau să vă las fără să pun eu toate întrebările. O să răspundeți mai pe scurt așa că da, nu da, vreau da, să vă mai țin da. imens, dar nici nu vreau să scap, să vă pierd. da. Și așa mai punctual. Sunteți de acord cu afirmația că domnule, dacă stai aici la mine în comunitate, nu trebuie să știe bine limba română. Dar dacă iese și va, se va conecta cu români, trebuie să știe limba română. Vă zic foarte pe scurt de ce am pus această întrebare, cu, cu un tâlc sincer. Mi-a spus -o un secui cu care m-am prietenit anul acesta, un fan de tâlc, iată că este și fan maghiar, să știți, că am, și chiar apreciez, să știți, cele mai corecte comentarii din punct de vedere gramatical la filmulețele de pe pagina telu sunt de la Maghiar. Adică este clar. Da, deci este asta înseamnă, evident. Asta înseamnă că cel mit că domnule maghiară nu, nu știu ce, nu. se izolează, nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci, cele mai, din punct de vedere gramatical, de la maghiară de altfel și cumva în filmulețele mele salut. Adică, mi-am dat seama că există o comunitate, de ce să nu o folosesc? Adică, nu-i păcat. Bineînțeles, da. Adică, și salut de maghiară pentru că știu că e ascultă și chiar dacă e în română. Totuși, problemele sunt aceleași. Și eu am întâlnit acest domn care m-a chemat azi, trebuie să vin la mine să-ți arăt eu cum se trăiește, se cuiește. Și mai așa. Și era legat de familia lui. Și a zis, domnule, am pe cineva, fata, nu o să plece de aici. N-are nevoie să știe limba română la super perfecție. Probabil și trebuie să știe cât să treacă școala. școală. Dacă se duce în altă parte, trebuie să știe mai multă română. Sunteți de acord? Adică cum vi se pare? Cât de multă română ar trebui să știe cineva care stă acolo totuși? Deci eu de la... Eu n-am nicio opinie legată de această Bun început sunt de părere că trebuie să știe limba română. Trebuie să învețe limba română. Deci asta este... Este din comunitate, nu este din comunitate. Nu asta este problema. Problema este că dacă vrei să te descurci, dacă vrei să ai posibilitatea de a comunica cu cine te întâlnești, că s-ar putea să vină un turist la tine, s-ar putea să te duci tu la mare sau la munte sau unde dorești în vacanță, faci un business, atunci nu se mai pune problema că trebuie să știi să comunici în română. Deci, pentru noi, cea mai mare provocare în acest moment este predarea limbii române în școli, fiindcă, într-adevăr, acolo rămâne ceva ce trebuie să recuperăm permanent, trebuie să fim atenți. Și aici noi am investit mult în a schimba filozofia de predare a limbii române pentru copii care vin din familii maghiare pentru copii maghiari. Merge încet, durează, există prejudecăți, există neînțelegeri, dar eu cred că încet încet facem pași, dar rămâne un interes pentru noi. În continuare, eu vă spun experiența mea din copilărie. Eu am copilărit într-o comună în Harghita, satul meu natal, unde am și domiciliu până la această oră, unde nu exista niciun român. Deci părinții mei au vrut să învăț eu română. M-au trimis la ploiești, la niște cunoștințe, dar era o familie mixtă, am stat, când am terminat clasa 6, șasea, am stat vreo o lună de zile la Ploiești, dar până la urmă bătrânul am învățat mai repede ungurește decât eu românește. Deci... O să nici cu o poveste, la final v a zis, o să râd. Dar acolo nici măcar fata milițianului, fiindcă atunci erau milicieni, nu polițiști, era colegă cu mine la clasă. Nici ea nu știa românește că n-avea, deci tatăl ei era maghiar milițian din comunitate sigur, acasă nu vorbea cu fica sa română deci era in, cum să spun deci nici nu putea să-ți închipui așa ceva dar așa era normalitate, deci până când nu am plecat de acasă, indiferent cât efort am făcut eu la școală sau cât de mult efort au făcut părinții mei cu mine, nu am învățat uh, limba română. Acum, copiii de acolo știu mai bine la acea vârstă limba română, limba engleză. Eu spun, trebuie să înveți uh, uh, cât mai multe limbi. Dar limba română trebuie în România să vorbești. Deci aici nu avem niciun argument împotrivă, fiindcă nu există argument împotrivă. Tot domnul acesta mi-a relatat o întâmplare mică, și vă zic, pentru că e e cu schepsis așa, legat de români versus maghiari. Se afla, cum a zis, maghiarul, am observat că le place și delta Dunării, și la mare. Am observat, nu știu. Mai, mai ales, la, la mai mai ales delta, sau, da. Mai ales delta, nu știu, deși eu, ca breilan aș zice ce treabă au. Probabil că exact asta e atracția. treabă dar îi place. Treabă dar le place. Observa, nu am văzut mulți turiști cu care vorbesc maghiară nu din Ucraina. E un sat, sat acum undeva în, în Delta, se spune că este satul maghiar, pentru că foarte mulți din zona Odorheiului Secuiesc și Mercurea că au construit acolo case, s-au mutat acolo, mai ales vară. Vă cred, tatăl meu... Um colecta miere pentru... la ceva cantitate mare pentru... Insula Marea Breilera era director acolo și trebuia să aducă miere pentru investitorii actuali sunt niște arabi. Și cea mai bună miere mi-a zis... Adică nu era, el era director, era cu creierul, cum și a zis, cea mai bună miere am găsit-o la niște unguri din, din, din delta. Deci de acolo colecta, a zis, cea mai bună mm. miere, deci oamenii se mutaseră acolo, probabil că e ceva din ceea ce spuneți. Așa, și se afla acest domn secui la mare și într-o pensiune unde era na, și alți turiști, a primit observații de la un turist român că fata dumnealui nu vorbește nu știu exact bine sau deloc românește. Și el a avut această argumentație și a spus dumne, nu iese în altă parte, nu trebuie să știe română pentru că cu mine se descurcă și este acolo. O secundă vă rog. <coughs> Și l-a întrebat pe domnul respectiv, dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Așa, de curăță, dacă tot discutăm acum, suntem la pensiune, și a zis, eu sunt bugetar. Și, și ce mașină aveți, l-a întrebat secuiul. Uh, Tuareg. O să în Tuareg. Și a zis, da? Uite, eu sunt secui, fata mea vorbește ungurește cel mai mult, dar eu am uh, Logan și Duster. Care e mai patriot dintre noi, prietene? Și se port așa o poveste. Am și trecut-o puțin într-un sketch de al meu. Am vorbit de patrioții cu Toareg. La trei zile, domnul Ciolacu și-a schimbat, dacă știți, Toaregul cu daster. Nu știu dacă în urma sketch de la Tetelu, dar această întâmplare mi s-a părut foarte comică și revelatoare. Acest secuie avea daster și Logan. Și am încheiat discuția. Domnul celălalt, patriotul, avea un Toareg lucrând la stat. Mi s-a părut că mi-a explicat într-o singură povestire o parte din acest uh, patriotism românesc, da? da, 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 da nu da, mi se pare, mi se da, pare da, foarte da, comic. Da, da. Eu cred că e mai bine, e mult mai bine e de dorit să vorbești 3-4 limbi, să înțelegi 5-6 limbi, că ci se deschide cu fiecare limbă câte o altă lume. Eu am înțeles într-adevăr că e o problemă cu maghiarii de a vorbi de rușine limba română și am înțeles asta chiar am, eu mă mai plin cu cel mic, ne primăm prin țară și chiar îl duc cât pot de des în zonele respective, că am, Mie îmi place zona respectivă, dar se mai întâmplă ca la anumite magazine, chiar la magazine mai mari, într să, nu, să aibă dificultăți în a vorbi. Și dar dacă e, nu vorbești în fiecare zi, dacă vorbești din... Și asta am, am înțeles când eu. În eu, când. Asta e am normal. înțeles eu, că nu, de multe ori maghiarii nu vorbeam și cu prietena de familie din Toplița unii maghiari nu vorbesc română pentru că se blochează și atunci preferă să nu mai vorbească nu neapărat din răutate când nu o cunoști simt, eu simt, de câte mă duc în zona respectivă mai cărupe ungurește dar câteva lucruri de comunicare știu să le zic dar nu întotdeauna mă simt cel mai confortabil și practic îmi minghit eu singur, deși știu să zic, domnule, ne da, pe da, să da. leg mogelul. Nu știu să vorbesc, dar pot să-ți o zic în ungurește. Dar de multe ori mi se încalecă limba și îmi dau seama că cumva există și această situație. Exercițiul, exercițiul exerci te ajută. Se... Sau, sau lipsa exercițiul te încurcă, da. Dacă, dacă, dacă nu simt. Dacă nu vorbești vânzător, engleză 2, 3, 4 luni de zile, o bine? săptămână, prima săptămână când ajungi într-o țară unde trebuie să vorbești, e mai greu. După care, sigur, intri în, într-un exercițiu mai... Cred că și asta e o cauză, pentru că nu văd numai răutate peste tot, că e această teorie, nu vor să vorbească. Nu, nu o știu atât de bine cât să aibă relaxarea de a o vorbi și o lasă baltă Cred că asta e o altă explicație. Aici puteți Probabil, lucra. Da, asta da, e doar așa da, dintre observațiile da. mele. Și rapid, mă vă pun câteva întrebări. Nu trebuie să-mi răspundeți pe larg, ci pe scurt, pentru că zic că este interesant. Domnul Marco Bela a laudat diplomația românească în ceea ce privește dialogul cu puterile străine. Și a spus întotdeauna... România, și o spunea, oarecum nu cu invidie, dar cu simpatie și cu admirație, spunea. Totdeauna a existat o clasă politică în ceea ce privește relațiile externe a României, franțuzită, cu alte conexiuni, masoni, care au dialogat foarte bine cu, foarte bine cu exteriorul și de aceea cumva România a avut un primat în raport cu Ungaria în anumite momente. Vorbesc istoria mai recentă, adică recent însemnând în 1918, să zicem. Regina Maria și spunea cumva cu. v-am zis, admirație, nu neapărat invidie, că mai bine s-a mișcat pe partea de conexiune externă România decât Ungaria. Și cumva România a profitat din această situație. Sunteți de acord? Da, într-o în mare măsură, că... da, este. Mai ales în secolul 20 o bună bucată la începutul secolului 20 și mai departe. În perioada interbelică, categoric. Deci, din acest punct de vedere, sigur că rezultatele se văd. Acum, ce se întâmplă astăzi e o altă situație, fiindcă, e, iarăși, rezultatele vom vedea mai târziu. Diplomația, până la urmă, nu este un uh, concurs din asta cine ajunge mai repede uh, la sosire Stiu. și. Cred că... Deci, din acest punct de vedere, nici nu poți să. Faci de foarte multe ori o evaluare foarte exactă, fiindcă nu știi exact ce s-a discutat, cine cu cine s-a înțeles, fiindcă nu se face diplomație permanentă pe scenă deschisă. Și nici nu trebuie să fie așa, pe de-o parte. Pe de altă parte, eu am acum o durere, cum aveți și dumneavoastră, legată de politica noastră de externă, Schengen-ul. Deci, aici, ok. Uh, Vă bucurați că România nu e din potrivă? Deci, pe mine mă enervează că în 12 ani sau de când avem noi condițiile îndeplinite, în 2011 a fost primul raport al Parlamentului European și a fost recunoscut faptul că România a îndeplinit condițiile, tot nu suntem în Schengen. Acum, cu aeroporturile, dar terestru, încă nu știm când se va întâmpla. Dacă ai o diplomație performantă atunci este imposibil de accepta că în 12 ani de zile n-ai reușit să obții ceea ce de fapt este dreptul tău. Pe deci mine mă enervează avem. foarte tare. Deci acum nu avem o bună diplomație. Astăzi, dacă mă uit la acest nu rezultat, nu avem. Nu avem. nu avem. nu avem. Dacă mă uit la alte aspecte, iarăși nu știu dacă avem sau nu avem. Noi lipsim din zona barcanilor de vest. Ceea ce Pur și simplu eu nu înțeleg de ce. Că România ar avea și forța necesară, și resursele necesare de toate tipurile, inclusiv politice, de a fi un jucător în zona Balcanilor de Vest. Sigur, sunt multe, multe alte aspecte ce putem discuta, dar există și exemple pozitive. Nu intru în amănunte uh, politice neapărat, că am, am stabilit că această emisiune nu este despre yeah. politica actuală, dar foarte pe scurt totuși o să vă întreb uh, cum s-a schimbat pe scurt în timp poziția UDMR față de Fides Victor Orban. Că inițial nu a fost cea mai mare prietenie, uh, în prezent totuși e o apropiere mai mare. Foarte pe scurt, așa ca să înțelegem ca români cum. Poziția uh, Uniunii s-a modificat. Ce a făcut, nu știu, Victor Orban de a atras mai multă atenție a UDMR? Ce, uh, lucrurile sunt simple. La începutul anilor 90 a fost o apropiere foarte uh, bună, o colaborare foarte bună. La un moment dat s-a stricat, uh, nu știu exact uh, care era momentul. Eu încă nu eram în UDMR, undeva prin 95-96, dacă nu m-am eu. În 2011, când eu am fost ales președinte, am spus că această relație trebuie refăcută, fiindcă nu suntem nici competitori, nu suntem nici dușmani și nu se poate accepta că să fie tot timpul o polemică și în 2012 s-a rezolvat. Am stat, am discutat și până la urmă am intrat într-o normalitate absolut firească. Avem o relație bună, chiar o relație bună strategică foarte bună, dar acum, sigur, dacă spun eu, dumneavoastră puteți să spuneți că, doamne, nu trebuie să faci dumneavoastră această apreciere. Deci, cei care fac analizele și apreciază. Da, avem o relație foarte bună. Da, da, corect. Dincolo de ideologie, chiar și se bazează pe respect, se bazează pe e, e, interesele comune în ceea ce privește păstrarea identității etnice, lingvistice e, pentru maghiarii din, din România. Din România. Din Transilvania. Din din Transilvania România. Eu spun din România, fiindcă trăiesc români și în afara Transilvaniei. Mi se pare corect să ziceți așa. Marco Belo, tot așa mi-a plăcut, a zis, domnule, maghiarii din Transilvania ar trebui să se uite mai puțin și la Budapesta și la București ceea ce mi s-a părut interesant. Privirea trebuie să fie cumva simțit aici, așa, și mi Din punctul meu de vedere, ca cetățean, concetățean, cu un etnic maghiar, mi s-a părut corectă. Da, domnule, problemele sunt aici, aici, aici trebuie să ne uităm. Marea majoritate a problemelor se rezolvă în România. Deci acest nu este o Invenție foarte mare, fiindcă guvernul este la București, autoritățile locale sunt aici, 98% din problemele noastre se rezolvă aici. Cu cât investește mai mult statul român, cu atât va veni cu ajutor statul maghiar, pentru școli, pentru grădinițe, pentru instituțiile de cultură. Și aici, dacă statul român nu investește, dacă se retrage, dacă face alte calcule mai proaste, din punctul meu de vedere, atunci, imediat, va veni și este absolut firesc să vină cineva în ajutor. Deci aici iarăși este o chestiune de strategie și nu sunt convins că toate guvernele post-decembriste au avut o strategie din acest punct de vedere bine gândite, dar până la urmă nu este neapărat o competiție, complementaritate, zic eu, cel puțin pentru comunitatea mea și nu este împotriva românilor și nu este împotriva României absolut deloc când Ungaria ajută cu posibilitățile lor în anumite zone, în anumite segmente sociale sau chiar economice. Dar eu merg mai departe. Maghiarii din România, maghiarii din Transilvania, din Transilvania trebuie să fie atenți nu numai la București, nu numai la Budapesta, dar și la Bruxelles, și la Washington, este o lume interconectată. Să spui că tu, nu trebuie să te uiți doar uh, buricul tău este interesant, uh, e o greșeală. Eu aș prefera uh, ca toți cetățenii din această țară, maghiarii din România, să fie foarte bine informați în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Fiindcă nu știm în ce ne aflăm în acest moment. Un om bine informat ia decizii corecte, un om manipulat, ia decizii proaste. Nu știm în ce trăim în acest moment, cu războaie în dreapta, războaie în stânga, cu crize suprapuse. Eu am o abordare destul de brutală, discutând cu colegii și războiul rușilor împotriva ucrainienilor, acum ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, a, nu e foarte mare lucru, spun unii. Am în 1914, Oamenii care au trăit atunci Nu știau că au intrat în primul război mondial Sau în război mare, cum se numea Ei n-au știut acest lucru Era ceva mic acolo în Balcani La Sarajevo a fost ucis moștenitorul tronului Ăștia au zis, doamne, trebuie să-i părăsim pe sârbi Și brusc la un moment dat ne-am trezit Că toată lumea este în război Primul război mondial Marele război Denumirea a fost dată ulterior De istorici cei care au trăit atunci nu știu că ei se află în războiul mondial, în primul război mondial, în al doilea război mondial. Nimeni nu știa că a intrat în al doilea război mondial. Hitler a atacat Polonia, au venit un ajutorul polonezilor și la un moment dat lumea a zis, doamne, e ceva acolo, iarăși ăștia nebuni în Europa, dar se închide în două, trei luni de zile. Nu s-a închis. Deci noi acum nu știm dacă suntem într-un război mai mare sau sunt câteva războaie regionale, locale. Nu știm. De aceea eu aș prefera oameni care sunt bine informați. Asta înseamnă că trebuie să te uiți în toate direcțiile. De aceea mi se pare interesantă politica lui Victor Orban legată de Trump. Mi se pare că e un calcul pe care un om politic, un animal politic care este Victor Orban, o joacă. Da. Și o poate joacă poate foarte gloric. interesant. Vom vedea ce se va întâmpla, dar eu din acest <laughs> punct de vedere... Este extrem de previzibil. În politică e important să fii previzibil. Eu nu cred că Orban a produs o surpriză cei care cunosc, cei care fac politică, cei care știu parcursul lui. Nu cred că au fost surprinși de. Nu e vorba de surprindere? Nu, am fost surprins plăcut, ca să zic așa, de cât de abil s-a mișcat și s-a dus în. joacă o carte foarte mare, dacă Trump este. Da, categoric. Deci, da. Și asta schimbă. Nu, nu. Cred că va schimba multe lucruri acest aspect. Și cumva nu știu cum. Dacă este Trump, cumva lui Orban i-a ieșit ceva ce poate multă lume nu și-ar dori să se întâmple. Și vom vedea. Nu vedea. știu ce joc da. va fi, nu știu. Claus Iohannis, susținut de uh, Orban, care are susținerea lui Trump, o să fie o răsturnare, nu știm. Uh, pe scurt, uh, e un nou lup tânăr la Budapesta, Mogior Peter. Dacă, nu știu, face o mișcare mai puternică, cum, o să, cum îl priviți? În niciun fel, deci, sincer, un om care și-a înregistrat soția în secret, în bucătărie. <laughs> nu simpatizați. Și după aceea a dat această înregistrare în public. Vă încăpiți de să mergeți acasă și o înregistrați pe soția noastră în timp ce discutați la masă? Deci pentru mine nu există. Deci a cum zis, să ieși nici direct. măcar la o bere cu un om care și-a înregistrat soția? În secret. Deci scuzați-mă. De deci din pe din punctul meu de vedere, acest personaj nu există. Ah, deci foarte ferm. Nu deci nu se poate. Deci e o chestiune morală. În secret să se înregistrezi soția? Deci, Ce discuți și... tu acasă? În pat, în baie, în bucătărie, în sufragerie. Deci, incredibil. Deci, cu acel om unde să mergi? Ce să faci cu acel nu om? Nu o să faceți nicio prietenie. Nu-l cunosc. Cu procent Nu, procente avea. nu, Deci, nu așa, nu așa se face, nu așa se construiește ceva bun, ceva statornic. Două chestiuni, așa, pe scurt, care mă interesează pe mine. Um, puteți răspunde oricât de scurt. Gabi Sabo și am trecut aici o serie de generați sportivi. Bernadette Soci, Ecaterina Sabo, Bălănii. Români sau maghiari? Cum se consideră fiecare? Eu am o relație bună cu lații Bălănii. El se consideră maghiar. Coti Sabo la fel o cunosc. Ne-am întâlnit de câteva ori. Gabi Sabo a fost coleg cu mine într-un guvern la un moment dat. Tatăl ei e maghiar, el, ea nu vorbește maghiară, dar acum a zicea că îi pare rău că nu a învățat maghiară. Deci, fiecare trebuie să-și aleagă uh, identitatea și asta este dreptul fiecăruia. Nu pot să neg dacă cineva se simte român, este român. Dacă se simte maghiar, este maghiar. Deci, uh, pe Bern Rățeș nu o cunosc, nu știu, dar de bălănii, de gobi, uh, de, de, de sabocatii știu foarte bine. Mie, Bernie, mi s-a părut extraordinară. E un tip extraordinar, da. Și la fiecare victorie a ieșit cu uh, steagul României, nu zicem acum tricolor, steagul țării și mi s-a părut un lucru pe care l-a făcut foarte natural. Când, da, a, când a dat pentru... gol pentru România, nimeni nu se pune problema dacă. Să știți că e impresionant pentru ceilalți. Nici nu știți ce valoare are gestul ăsta. Nu e un gest cel mai mare gest din lume, dar face cât. De cuvinte, face cât multe alte. Uh, no, uh, e un om, forme. e un om foarte. Uh, adică, uh, okay, uh, da, Vă zic că da. nu, e doar că uh, nu sunt un mare microbist, dar mă uit la aceste aspecte, măcar din acest punct de vedere. Domnule, mici detalii, asta mă interesează. Detaliul ăsta mi se pare, nu știu, marcat, s să suit pe masa de ping-pong și. Uh, yeah. E o chestie interesantă. Uh, Domnule, maghiarii din orașele astea mai mici. Uite, chiar Brăila. Uh, existau comunități sau, nu neapărat cum, individualități de etnici, de diferite etnii. Noi am avut prieteni de familie, cel puțin doi uh, sași cu familie. A, așa a fost destinul lor și au ales niște fete care erau din Brăila și s-au mutat acolo neamți, adică sas 100%, adică Fizionomia ar scotea în evidență în orașul respectiv. Uh, am citit undeva, și cred că m-am uitat, și nu cred că greșesc. UDMR uh, a obținut un număr bun de voturi la Brăila, chiar. Uh, există vreo explicație? Există, există de... explicație, Vezi, dar, dar de depinde eu... de, de, de la alegeri la alegeri. Noi am avut și deputat de Tulcea. Da. În 96 am avut foarte multe voturi în, în Tulcea, mai ales în Delta. Apoi am avut voturi, peste 30.000 de voturi la europarlamentare și acum vom avea la fel, zic eu. Pe de-o parte sunt și români care ne votează, sunt și grupuri etnice care la locale nu, că nu avem liste. Dar la europarlamentare mulți votează cu noi. La Senat ne votează la cameră, nu, că acolo au listele lor, grupul minorităților etnice, dar eu am avut ocazia, surpriza, plăcerea să aud aprecieri foarte pozitive la adresa noastră și când eram la guvernare și când nu eram la guvernare, în zone unde dacă trăiesc, trăiesc două, trei familii de maghiar, deci nu e o chestiune de curtoazie neapărat cu un interes uh, direct. Pur și simplu asta era părerea oamenilor. E corect să fie așa. Aveți o imagine bună, vă garantez eu, ca om care a lucrat în presă, mulți, ani, adică am scris 15-20 de ani, scriu și acum, fac uh, videouri. Uh, ați câștigat imaginea unui partid, cel puțin care e lipsit de proști. Uh, nu știu cum faceți. A, mai avem și noi. Deci nu, nu știu cât de nu, mulți proști avem Nu Suntem să... scutiți. De... Ca imagine. Deci, din punctul meu de vedere, dacă e să fac vreo diferență între partide, unde ro este partidul cu procentul, hai să nu zicem, cel mai mic de proști. Nu știu, va, și poate vorbiți mai puțin românește și nu înțelegem. Încercăm dar... să facem o selecție cât de cât când căutăm candidați. Se vede. Am zis cel, poate nu știm poate nu înțelegem poate se comunică în maghiară și noi nu înțelegem dar cel puțin la tot ce este uh, înțeles de către români în limba uh, română de senzația unui partid nu comentez nu am nu votez neapărat cu de mereu n-am niciun interes să știți că am un prieten care avea această teorie este chiar fratele unui prieten bun poate cel mai bun prieten al meu la un moment dat care avea această teorie. Dom'le, nu am cu cine vota, singurul care am că toți mă enervează. Și singurul care pot vota sunt, vă votez cu dmr Și vă, confirm că la Boreila aveți cel puțin un votant cu dmr Dar Dacă o să vă pun o întrebare sinceră și cu asta cam închei partea aceasta mai să zic povestirea aceea. Sigur nu este un Și vă întreb sincer ca votant, nu ca nu fac vreo anchetă. Sincer, nu este un aranjament cu puterea ca la zone cum sunt acestea, băi, la Tulcea, să se distribuie un număr de voturi pentru ca UDMR-ul să existe în Parlament, pentru că e nevoie de reprezentare și ar fi chiar o tragedie politică. Sincer, adică eu cred că nereprezentarea UDMR-ului ar fi o lovitură grea pentru etnici care s-ar uh, vedea într-un recul al interesului lor față de societate, față de lumea în care trăiesc și poate chiar un recul al relațiilor între oameni. Adică e o liniște acolo că e de mereu. Vă întreb sincer, e o gândire de om care își pune întrebări. V-am zis, tatăl e o persoană care își pune întrebări, chiar dacă nu le știe el pe toate sau din potrivă, nu le știe deloc. Nu e un aranjament nu. Necesar, nu. poate, nu știu, pentru Europa, pentru România. Poate sunt niște oameni, deștepți în România care au zis, trebuie să fie de mereu, că știu că nu poți să intri în Parlament, poți să ai 100% în două județe, dar trebuie totuși reprezentativitate. E un aranjament. Nu este niciun aranjament. Deci nu există, nu poți să. faci, Și eu cunosc această legendă urbană, dar un astfel de aranjament, n-ai cum să faci. Nu poți să faci. Deci. Nu este un aranjament. Dacă ar fi existat un astfel de aranjament, de mult s-ar fi, fi aflat. Deci nu Asta există așa de Deci nu se poate. Se Sunt oameni foarte deștepți în politica românească, în România, cei care urmăresc, cei care au influență asupra clasei politice, dacă vreți, dar un astfel de aranjament nu există. Există, în schimb, o oarecare normalitate. Eu pun oameni în toate secțiile de votare din România. Și în Moldova, și în Oltenia, și în Muntenia, cei care mă reprezintă în secțiile de votare mă votează. Deci să nu căutați alte explicații decât omul care vreo... mă reprezintă pe mine nu, nu, mă și votează. Nu, nu, eu vă zic de un număr mai mare de voturi, vreo 800 800, da, deci este județi, altceva. Nu, de nu, sunt centi. județe unde am avut 3000 de voturi, 2000 de voturi, da? uh, iași, neamți, bun, acolo de, există și alte există relații. comunități, totuși. Da, Neamț. Deci uh, nu trebuie căutat uh, și nu trebuie speculat în această direcție, fiindcă nu există un astfel de aranjament, nu, nu se poate. Deci eu aș vrea un alt aranjament legal, parlamentar, legislativ. La un moment dat, dar e, astăzi nu discutăm despre acest e, aspect. Eu aș vrea un aranjament în care, sigur, sunt asigurate anumite locuri pentru minorități în funcție de e, raportul din interiorul țării. Ca să ai o reprezentare proporțională, indiferent de mișcările politice și sociale, fiindcă, la un moment dat, s-ar putea. Ceea ce pentru noi este, la o adică, un pericol. Să fie o mobilizare din vari motive mult mai mare în anumite zone din România, și eu nu pot să țin pasul cu această mobilizare tot din motive obiective. Mm -hmm. Și atunci se face o... Să uh, păstrați distorță, un da. procent da, da. necesar Este deci e, da. e greu de găsit o soluție legislativă, o soluție, o soluție, o soluție să... administrativă, dar dacă tu vrei să... Și România, din acest punct de vedere, pentru celelalte minorități, nu pentru noi, că noi intrăm pe picioarele noastre în sensul de a depăși pragul de 5%. Dar România asigură pentru 18 minorități recunoscute reprezentare politică în Camera Deputaților în Parlamentul României, ceea ce este foarte ok. Cu drept de vot, cu, drept, cu toate drepturile unui deputat ales cu 20-30 de mii de voturi. Aici am niște reticențe legate de grupul celor E de o altă... Altele decât cea maghiară, că da. la anumite momente cheie, au votat... <coughs> țineți minte, sunt vorbim anecdote, da, nu da, pe nimeni, sunt dar sunt și momente din asta, s au da. atașat de multe ori la niște trenuri, nu locomotive și pentru dar să că a constituțional, a fost dureros, da, vă cred. dacă țineți constituțional minte, constituțional există această garanție. Deci, dacă vrem aranjament, acel aranjament trebuie să fie un aranjament consacrat prin lege. Dar alt aranjament nu există am înțeles acum se apropie alegerile eu nu fac emisiunea electorale nu mă interesează e treaba altora, v-am chemat pentru a discuta niște contexte culturale și istorice dar vă invit să profitați de moment și dacă aveți un cuvânt de adresat oricui vreți dumneavoastră în apropierea alegerilor, un îndemn Happy Fish și la alte lui Tetelu, sunt niște platforme deschise în care noi sau eu cel puțin chiar invit pe cei cu care dialoghezi să-și prezinte ce au de zis. Dacă vine un scriitor, zic, domnule, prezintă-ți cartea zi unde se vinde. Dacă vine un muzician sau un psihoterapeut, zic, domnule, zi unde lucrezi ca să vină oamenii la dumneata. Dacă aveți un mesaj de orice natură, vreți să comunicați ceva legat de aceste alegeri, sunteți invitatul meu să spuneți ceea ce Credeți că ar ajuta, nu știu, comunitatea, partidul? Sunteți în, în competiție cu alt partid. Eu nu fac politica electorală. Dar nu, mă interesează, înțeles. pentru că e un lucru, cum să zic, prea mic în raport cu lucrurile mari, care sunt cultura, civilizația, istoria. Asta mă interesează pe mine. Dar dacă aveți ceva de zis, vă rog, faceți-o publicului, alegătorilor, cetățenilor români. Viclaus Iohannis, NATO, nu știu, vă invit. În primul rând, zic eu în felul următor, mergeți la vot, nu lăsați decizia din mâna voastră niciodată, fiindcă asta este o posibilitate de a influența lucrurile, de a schimba lucrurile și Acum. eu zic că de a schimba în bine. 2024 este un an esențial pentru România, nu pentru următorii 4 ani sau cinci ani pentru președinte, ci pentru cel puțin 10 ani, dar eu îndrăznesc să spun că pentru jumătate de veac, fiindcă se va schimba structura administrativă. Eu când aveam un an, cum am născut în 67, în 68 a fost ultima reformă administrativă, am 57 de ani, viața mea, cel puțin până astăzi, am trăit-o în această administrație județeană, locală și așa mai departe, mai ales județeană. Se schimbă structura și se schimbă nu pentru patru ani de zile, se schimbă pentru termen lung. Pe de-o parte, deci sunt schimbări, vor veni schimbări esențiale și în România, și în Europa, și în lume. De aceea este important să știi că ai contribuit la această schimbare. Pe de altă parte, să nu votați niciodată partide extremiste. Care vin din întuneric, nu știu de unde, că se duc în întuneric, se duc acolo de unde vin. Și dacă lași viața ta pe mâna lor, acolo te duc pe tine. Și după aceea, când ai dubii pe cine să mergi la alegerile din 2024, tot timpul ai o soluție bună. Uniunea Democrată Maghiară din România, fiindcă este previzibil, este serios, profesionist și niciodată nu te lasă baltă. Deci, dacă noi am spus. Un lucru așa rămâne, indiferent dacă ești de acord sau nu ești de acord, dar știi că la noi cuvântul dat rămâne cuvântul dat. Suntem eu personal și foarte mulți din colegii mei din Old School, very old school, din punct de vedere politic. Deci la noi există și moralitate și valori morale în politică, nu numai interese de moment. Să știți că uh... Am iubit să aud ce ai zis mai devreme. Este o persoană de extrem de mare cuvânt și care nu se poate uh, integra în această societate în care oamenii nu și respectă cuvântul. Uh, chiar politicieni. Am vorbit o treabă, domnule vila, nu. Și pentru mine e foarte greu să trăiesc în România. Este chiar Atenție, deci nu știu, poate brăileni și ardeleni sunt cei mai serioși oameni hmm. din țara asta. Nu știu să vă zic, dar eu nu există om de mai de cuvânt. Și de aceea mă bucur că există oameni care spun, domne, cuvântul dat este cuvântul dat. Și eu cred foarte mult în treaba aceasta. Ce voi vota e treaba mea. Dar să știți că ați avut niște cuvinte foarte interesante. Și vreau să închei cu această uh, întâmplare. E anecdotică. Și care ne arată o altă perspectivă asupra relațiile, relațiilor dintre români și maghiari și întotdeauna vă zic cei mai cinstiți sunt copiii. Și vă relatez o întâmplare reală, chiar reală. Nu o să dau nume, nu o să zic exact cine, ce, cum, care. Situația în felul următor. Un copil din Harghita, totul real, povestea am citit-o undeva, mi s-a povestit, unul la unul. Un copil din Harghita, român, familia de români, român, foarte bun la fotbal. Poate chiar excepțional. Trebuia să facă o școală de fotbal, că om era foarte bun, sau unde să-l duci? Nu poți să-l duci la Academia Hagi, că e cam departe, oamenii Harghiteni încesc acolo, nici nu, cum să zic, așa simplu. Bineînțeles că a trebuit să se încerce la școlile din județ de fotbal, care sunt subvenționate de guvernul maghiar. E adevărat, nu e vreo poveste. Și a fost dus acolo, a fost testat, domnule, e bun? Domnule, e bun. Puteți să luați? Domnule, am vrea să luăm, dar avem o problemă. Noi nu putem să antrenăm copii români, nu din cauza neapărat discriminării, dar e un, până la urmă, și fotbal, este un proiect cultural al guvernului. Noi ajutăm copiii de secui, că aia e cumva destinația școlii astea. Dom'le, trebuie să facem ceva, că vrem să-l luăm. Na, nu a venit cu copilul, ce dacă e român, joacă bine fotbal, vrem să-l luăm aici, dar trebuie să găsim o ceva să legăm de proiectul ăsta. Dom'le, trebuie să învețe măcar limba maghiară. Poate să învețe limba maghiară? Da, nu, omul era, copilul era pasionat de fotbal, a zis, domnule, învăț limba maghiară. A învățat limba maghiară. S-a dus, cursurile au continuat la această școală, s-a mutat, probabil, de în internat, Acolo cu ceilalți copii, secui, unii poate tot așa din județ, stând la internat, și uh, s-au uh, întâlnit acolo pe terenul de fotbal și în internat. Și după un timp este sunat tatăl copilului, tatăl român, de la una dintre aceste școli de fotbal, Domnule, avem o problemă cu copilul dumneavoastră. Ce problemă? Chiulește? Nu chiulește? Joacă bine fotbal? Domne joacă foarte bine fotbal. Păi și care e problema? Dom'le, problema este că copiii maghiari din, internet, din internat au început să vorbească românește <laughs> între ei la colțuri, pentru că un singur copil a avut între ei această influență, ei copii fi, nu le-a zis nimeni. Politica, domnule, fă așa sau așa. Dar e acolo înțelegându-se între ei, Asta a fost problema. Și la domnule, au început să vorbească românește, copiii în internat, nu e ok. Și mai avem o problemă și mai mare. Ce problemă mai mare aveți? Domnule, tot internatul acum ascultă manele. <laughs> <laughs> Pentru că, știți, TikTok-ul este ne, o lume ne. în sine. Și uh, uh, s-a încheiat într-un mod uh, plăcut, adică nu s-a întâmplat ceva, domnule, dar uh, mi s-a părut atât de comic această situație. Copiii au o influență copiii. foarte, foarte mare, unii asupra. Deci, Asta eu. Uh, uh, deci am românizat Cluj, un copil, un internat Stau cu de... familia și copii merg la școală, fac sport, nu știu ce. Și acolo văd eu influența foarte mare. În toate direcțiile. Și e bine. Copiii, dacă fac împreună lucruri, se joacă împreună, fac sport împreună, învață unii de la alții. Asta este. Cu manelele nu sunt de acord. Eu n-am zis nimic. Dar, <laughs> știți de ce nu sunteți de acord? Vă spun eu. Um... E un trend pe care noi nu mai putem să-l înțelegem. Da, deci copiii eu... Copiii din ziua de astăzi... În sensul că de nu se că nu-mi plac și eu vă zic că fac alergie la manele. Și eu am... Recunosc cum, acest lucru. Am și eu. Da. înțeleg foarte... Eu, eu am avut emisiuni pe internet în care m-am încercat cu publicul, în care a zis că nu e ok cu manele. Dar copiii din ziua de astăzi nu le văd așa cum le vedem noi și se uită pe acel TikTok și râd interenic. Pentru ei e un mediu de comunicare. Nu avem ce să facem, trebuie să ne gândim cum să-i culturalizăm, să-i ducem în altă parte. Asta e datoria noastră, nu să-i certăm pe copii. A, asta fac copiii din ziua de astăzi, nu știu cum facem. Vă invit să faceți tot ce se poate face mai bine pentru educația copilor și români, și maghiari, și câți mai sunt um, nemți. Mare păcat, la noi la școală, la Brăila, aveam. Eu în clasă aveam trei lipovence, o grecoaică și cred că mai aveam niște minori. Așa erau acolo. Dispar lucrurile acestea. Și e trist. Dar rămânem, da? Optimiști? Am povăsit această. Sper că v-am distrat un pic. Iată, copiii nu pot fi manipulați, nu există. Deci ei în trei să înțelegem cel mai bine. Sper că ăsta e viitorul al înțelegerii, da? Sperăm că ura interetnică care a fost introdusă în societate din motive speciale de către... Am stabilit, sunt oameni care au făcut treaba asta intenționat. Deci ora asta nu este reală, ea este inventată și mi-aș dori să scăpăm de toate aceste probleme, să mergem la... Cum azi, vezi la unde vrei, pensiunea Izabela Toplița vorbești și în românește și în maghiară, te duci și la Harghita vorbești. Colacul secuiesc mi se pare că este baza Începutului dialogului român-maghiar. Nu există loc în România unde să nu existe colac secuiesc. Adică, dacă e vreo discuție. Cu moștenirea exact... asta, știți, cu prejudecățile și cu aceste dispute interetnice românii maghiar maghiari cu românii, moștenirea dictaturii comuniste, de foarte multe ori pun și eu întrebarea, timpul de înjumătățire a moștenirii culturale din comunism este mai mare sau timpul de înjumătățire a uraniului? <gântu -i> și nu am încă un răspuns, fiindcă au trecut 34 de ani, dar această moștenire încă se simte. Se simte și e, e lucru rău pentru că, și e păcat pentru că i-am văzut pe oamenii care lucrează în turism, că interacționez cel mai des, că mă cazez pe acolo, mă duc acolo la schi, au fost și la Mădăraș, îl cunosc și pe Kindoghezo care se chinuie să facă acolo turneu unde trebuie E bine să vină și românii. Și simt că l ar plăcea să vină mai mulți turiști, că sunt și români, că sunt acum din, din Ungaria, văd că e un trend. E păcat că nu se cunosc între ei, unii trec, deci bă, sunt oameni care trec prin Lodor, că ei se cuiesc și târgul să cuiesc așa, zoom, și fac plinul următor să treacă de, să zicem, știți, când, ajungă... vin, nu, nu, când vin acasă din uh, Italia, din Spania, și în concediu, se opresc la uh, 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 Târgu Secuiesc, acolo în uh, rond există două magazine un Lidl și un uh, nu știu, Kaufland, golesc magazinele și următoarea oprire este dincolo de Oituz. O înțelegere bună ar asigura, să zic, pentru toată lumea bunăstarea, asta e cel mai important. Deci dacă, plus că la cap, înțelegem mai bine cine s-a luptat cu cine. Ștefan cel Mare, aliat al ungurilor. după aceea conflict. Deci mai mult s-a luptat uh, Ștefan cel Mare cu țara românească decât ungurii cu țara românească. dacă este la număr de dacă nu s-a bătut Ștefan cel Mare cu ăștia din țara românească, asta ne arată relativitatea istoriei, exact ce spuneți. Era mai puțin de, de, ușor de definit termenul de român. Erau locuitori. Știți, unor... istoricii au o vorbă. Nimic nu este mai nesigur decât trecutul. Clar, mai puțin previzibil. Așa este. Mulțumesc foarte mult. M-a făcut Mulțumesc mare și eu. plăcere. Sper că v-ați simțit bine. Am încercat să nu vă las, nici să nu tocăm lucruri care se toacă la televizor. Nu este stilul acestei emisiuni. Sper că v-am, nu știu, strânit așa niște sentimente cât mai sincere legate de uh, ceea ce s-a întâmplat acolo și sper că nu v-am deranjat cu nu, absolut deloc, ad, uh, amintiri legate de Târgu Mureș, că sigur nu e confortabil, dar nu putem să înțelegem ce s-a întâmplat dacă nu intrăm în amănunt uh, și dacă nu vedem, am toate perspectivele, că așa am făcut o istorie a evenimentelor pe Viva Historia, v-am zis, dar că am făcut-o cu un român, cu Andrei Ursul. Acum am făcut-o împreună, se pot lega lucrurile, înțeleg mai bine. Eu am vrut să înțeleg mai bine, acesta a fost scopul și toți ceilalți care se uită la noi, sper că înțeleg mai bine, ca să. după aceea putem să tragem concluzii. Domnule, uite te la uh, podcastul ăsta, află istoria cum s-a întâmplat și apoi judecă români, maghiari, să nu ne înțelegem. Corect, corect. Asta e obiectivul. Știința, cunoașterea ne va face să ne împrietenim mai bine. Până ajungem pe trei de fotbal. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc eu! Doresc succes Mersi. în tot ceea ce faceți și echipei dumneavoastră. Mulțumesc și eu celor care ne-au urmărit. Vă mulțumesc dacă sprijiniți proiectul nostru în continuare. Aveți posibilitatea aceasta cu Patreonul nostru. Dacă sunteți patroni, vă mulțumim. Dacă vreți să deveniți, vă invităm. Dacă vreți să redeveniți patroni ai emisiunii La Mintea Lui Tetelu, sunteți invitați, aveți în descrierea paginii toate variantele, mulțumim, existăm, m-ar veni independent, nu e ușor să fii independent într-o lume în care televiziunile iau bani de la partide, să știți că e greu să te ții așa și încerc să o țin cât mai corect, ca să știți, adică ați discuta cu un om care nu are interese de genul acesta și cred că veți fi foarte rarul politician care va călca la această emisiune. Când sunt invitat. Da, mi-ați dat. mi-ați vorbit foarte frumos, încât v-am zis, la alegere treaba mea cu cine votez, da. dar. mulțumesc pe data viitoare.